Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou live stream de pe acest canal, băi și fete. Astăzi o să vorbim despre Brawl Talk-ul care ar trebui să apară premiera astăzi, din câte știm noi și din câte informații avem, pentru că mâine ar trebui să apară direct Brawl Talk-ul pe canalul oficial de la Brawl Stars. Dăm și noi un share rapid de tot pe serverul nostru de Discord. Bam, 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 imediat, boys, o secundiță, multe persoane. Așteptăm notificarea aia. Așteptăm notificarea Blanao și apoi suntem, dai bun. Dar și un share și dăm și aici un share pe serverul de Discord. Așteptăm notificarea aia Blanao, după cum v-am zis. Iar apoi o să... Iar apoi să dăm drumul la discuții. Bun. Salut Petru, salut boys. Mamă, cam ripe notificarea astăzi. Bă, că mă așteptăm de către persoane pe live. Trebuie să mă așteptăm, nu avem ce să facem. Deci nu avem nicio altă opțiune. Ce păcat că nu poți lua nitro gratis. L-am luat deja, Rusoc. Și am dat și boost la server. Bun. Ok. Salut Marius, păi cum? Păi asta se numește juste, măi, Rusoc. Nu-s pentru oricine. Bun. Salut Edi, salut Cristi, salut boys. A venit notificarea sau... Încă trebuie să mă aștept o notificare a Blanaos. Ia să-mi deschid și eu live-ul pe telefon. Bun. Bam, bam, bam. Ok. Și fiți atenți. Salut Daniel, salut Dano. Ho. S-a terminat notificarea, boys, acum? Încă așteptăm după notificare. Ia să vedem dacă mi-a trimis notificarea pe contul secundar. Schimbăm rapid conturile. Până atunci am văzut că este ceva gratis pe shop. Ia, notificare pe contul secundar? Nu. Nici pe contul secundar nu a venit notificarea încă. Mersi mult de membru, Adrian Dea, te pup Adriane, mersi mult de membru, așa din prima, nici n-am început live-ul bine. Bă, nici notificarea e forță, nu s-a trimis și am primit un membru, mersi mult Adrian. Îți mulțumesc bro, îți mulțumesc mult de tot. Hai să vedem ce mai avem noi pe shop. Bă, avem cât de cât, adică avem astea două oferte care s-au băgat astăzi, avem 250 de bănuți. Ia să vedem, notificare, încă nu. Că nu s-a trimis notificarea, boys. Că nu s-a trimis notificarea. Dau încolo de notificare, nu mai stăm după ea. Trecem direct în pâine. Ok, să am așa live-ul. Salut Genestin, salut Petru, ți-am promis de mult. Mersi mult, Adrian. Salut Ciprian, salut Gabriel, salut boys. Ok, poate face și noi astăzi 25.900 de abonați, Doamne ajută. Salut Swarm, salut Cristi. Vedeți, astăzi sau... trimis 250 de bănuți. Cred că toată lumea a luat 250 coins, care sunt bănuții gratuit. Trebuie să pun un titlu plus cadouri gratis. Am uitat să pun mâine plus cadouri gratis. Bun. Plus cadouri gratis. Ok. La 4 sau 5 le programează. Să sperăm că da. Să sperăm că va programa. A venit notificarea acum. O, salut Gabriel, salut boy, salut. Hai că notificarea e forță. Salut Antonio, salut Dani. În primul rând, o să colectăm 250 de bănuți care au fost gratis pe shop. Bun, rău de tot. Am văzut că ce skin-uri s-au mai băgat. Crow era deja, Piper la fel era cu Surge, Silver, Sugar Rush, Sandy care era deja skin-ul. Salut Andrei, salut băieți. Arvinian Bea care era și Coach Mike. Asta mi se pare că nu era. În rest nu e nimic pe shop nou. Deci în rest nu este nimic pe shop nou. Ai luat și tu nitro free de pe Epic Games. Cum să nu, Gabriele, cum să nu. Mă gândeam să fac un videoclip, dar cred că mai bine nu-l fac. Bun, boys, ia să vedem cu ce avem misiune astăzi. Salut Noob. Ți-am trimis pe Instagram, am văzut. Trebuie să câștig 3 meciuri la Gem Grab. Spune-mi că am Gem Grab aici. Nu am. Mamă, ce mapă. Dar fiți atenți, mai întâi facem challenge-ul, misiunea cu Frank, trebuie să dau 60.000 de damage și apoi ne băgăm la gem grab. Da, la gem grab, la trofee, cam rip. Ne băgăm pe mapa asta să vedem cum este. Salut Ulfi. Ai pinurit frate de la Dani? Care Dani? Vorbește Daniel 55? Bro, Adrian, să știi că pinurile astea se găsesc pe joc, adică... Nu sunt furate. Gen, am luat pinurile de pe joc, adică... Nu a inventat Daniel 55 pinurile. Bună, Ana Maria, bună, faci rumuri? Vreți să facem deja rumuri, boys? Pe bune? Salut, Sebastian, salut, Ionut, salut. O să băgăm, cred că la Gem Grab. Pardon, la Siege ar fi mai ok să facem noi quest-ul cu Frank.
dar știu că nu-s crescut în peșteră. Nu vreau rumori. Tu taci, mă, Jagger, că am avut dreptate. Salut, Ciprim. Da, fă rumori, da. Ok, deci, unde ne teleportăm? Hai că m-a teleportat la Tara. Și acum merg pe ăsta și mă teleportează în bază. Mamă, dar sunt prost. Ce Brawl Talk mâine? Mă, este o întrebare, Jagger. Dar eu știu că tu nu știi să citești, de asta e partea a doua. Eu am pus în titlul o întrebare. Este o întrebare, nu este o afirmație. Dar Jagger, cum este clasa a doua și nu știe ce e o întrebare și ce e o afirmație, îmi pare rău pentru Jagger. Deci chiar îmi pare rău pentru Jagger, care are 17 ani și nu știe ce e o întrebare și o afirmație. Cam trist, mă, băieți, dar asta e. Salut, Marcel. Jagger, treci? Salut, Ricardo. Hai, mă, să dăm drumul cu rumurile. Nu uitați să vă bărgătiți telefoanele sau calculatoarele sau dispozitivele ca să intrați în rum. Cred că sunt de curs de o oră sau două ore. Da, deci fiți atenți. După părerea mea, salut, Bogdan. După părerea mea, boys, Brawl Talk-ul se va programa ori pe la ora 3, ori pe la 4, maxim 5-6. Deci undeva în maxim 5-6 ore o să se programeze Brawl Talk-ul. Bun, ia să vedem. Hai cu rumurile, hai mă cu rumurile, boys. Haideți acolo cu 100 de like-uri în forță. Friendly Game-uri, băgăm mapa de Dark Passage. Eu o să iau Shelly. Ups, am arătat din greșeală codul, încă nu trebuia să fie arătat codul. Codul vi-l arăt în 3, 2, 1 și... Bum, asta este codul. Abonați-vă și dați like. Uite, fixez și mesajul lui Noob. Haideți acolo cu 100 de lichianes, cu 100 de licheuri, cum s-ar zice. Salut, Andrei Pelin. Dacă în Vilatin facem o poză, unde să vii, David, gen poză pe joc sau în real life? Bă, cu ce aplicații editezi videoclipurile de pe TikTok? Sunt multe aplicații. Dacă cauți video editor, sunt nenumărate aplicații. Bun, mai sunt locuri libere în room. Ăsta este codul. Vă aștept ca să intrați în room. Să-i dea în room la Brava Skin. Real life, bro? Cum să nu facem poză, dar... Nu cred că știi unde stau. Salut, David. Câte ori ai pe Brawl Stars? Cred că am vreo 2000. Dar nu am jucat de mult timp așa competitiv. Multe ore le-am făcute pe live. Salut, Vasile, salut, David, salut, Skiller. Îmi place că Skiller vorbea cu mine pe Discord în timp ce eram live, dar ok. Unde stai eu? Cluj? Mamă, David, eu sau în București? Cam departe. Când vine Brawl Talk-ul, mâine ar trebui să vină Brawl Talk-ul și astăzi ar trebui să-l programeze. Ăsta este codul de la room. Vă aștept pe toți în room. Să-i dăm drumul la bătaie. Dacă o să nu ne leanțacă și vine duminică. Mersi mult de abonare, domnul Andrei Teodor Mareu, primul subscriber de astăzi. Dăm un push pe Brawl Ball? Nu mai pușesc pentru trofee. Boys, am o întrebare. Voi ce credeți? Vine astăzi premiera pentru sâmbătă sau va veni premiera sâmbătă pentru duminică sau o să vină premiera duminică pentru luni? Membru magic de la Adrian, upgrade. Mamă, ce nebun! Mâine sunt finalele. Mamă, bro, mersi mult, Adrian, de membru magic, te pup. Viața mea, mersi mult de membru magic. Bun, ăsta este codul, s-a umplut. Încă două locuri libere. Cine vrea să intre să joace la Brava Skin, încă două locuri libere, boys. Încă două locuri libere. Sâmbătă pentru duminică. Salut, Adrio. Vine astăzi. Salut, Madalina. 5v5, o să facem 5v5 versus 5 mai pe final de live, ca întotdeauna. Mersi mult de abonare, Cristi, s-a umplut, dați ready, boys. Dați ready și hai să dăm drumul. Mamă, e offline, Mario, kick. Bun. Încă mai avem un loc liber, din păcate. Uite-te pe cine e la Friends primul. Pe cine am la Friends primul? Ia să ne uităm noi pe cine am eu la Friends primul. Pe Echiuză Mihai. Și apoi vine Iuman, Filip și restul. Mersi mult de abonare, boys. Nu uitați, dacă vă abonați, să activați și clopoțelul. Primul e pro. Da, primul e din greșeală. Ok, dați ready. Dați ready, Dănuț, Ștefan, Toxic Mădă, Marcel, DDH. Dați cu toții ready. Salut, Cezar. Adrio. Stau în Târgu Mureș. Am și eu niște rude pe acolo. Salut, Ion. Intru la următoarea. Ok, Marius. Ok. Hai să luăm repede chestul ăsta, boys. Am dat cu auto-aimul, pentru că după cum știți acum auto-aimul nu mai dă direct în boxuri, dă după persoane. Bine, nu mi se pare ceva
super mișto, adică mai bine făceau altceva, nu știu, mai bine lucrau la un club or sau la altceva decât să facă treaba asta. Dar nu mai zic. Ce să facem, mă, Cezar? Uite, așteptăm Brawl Talk-ul. Așteptăm Brawl Talk-ul și foarte multă lume pe Twitter spune că Brawl Talk-ul s-ar putea să se programeze la ora 3 sau la ora 4. Ce să fac, mă, Adriane? Mersi mult de membru încă o dată și de upgrade totodată. Mă, omorâți-l pe ăla, că nici nu are skin și face troll. Omorâți-l pe ăla, DDH. Aveți grijă, aveți grijă că vă dau cu Bea. Bun, 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 hai înapoi. A murit? Gata, acum a murit. Bun. Nu e Adrio, e Adiro. Îmi pare rău, Adi, îmi pare rău, Adi. Mi-a părut pe For You, pe TikTok. Mama, Adriane, te pup. Mâine update-ul sau premiera? Gumball, astăzi ar trebui să vină premiera în jur de ora 2, 3, 4, maxim 6. Iar mâine să vină Brawl Talk-ul, după cum bine știm. Câți ani am? 17 ani. Hai să începem de aici. Bea sau Leon? Alegeți. Bea sau Leon? Ce brawler alegeți? Deci chiar așteptăm Brawl Talk-ul, boys. Cu mare, mare nerăbdare așteptăm Brawl Talk-ul. Bea toată ziua? Bea, Bea, ok. Îmi pare rău, Dănuț, băiat finuț. Sorry, Colt. Bun, hai să trecem mai departe. Dynamite vs. Tara. Ia să vă văd. Dynamite sau cel pe Tara? Ce alegeți? Dynamite, Tara. Tara, Dynamite. Cred că o să alegem Dynamite. Am văzut mai mult Dynamite pe chat, deci îmi pare rău, George. Bun, acum, dintre Jesse și Leon, cred că dintre Jesse și Leon o să treacă mai departe Leon, pentru că Jesse este skin cu star points-uri, skin gratis, dacă putem spune, și Leon este super, super mișto. Acum, dintre Leon și Bea, cred că o să treacă mai departe Bea, pentru că este skin nou și, bineînțeles, skin-urile noi în primele luni sunt foarte, foarte așteptate, deci îmi pare rău, Ștefan. Și vreau să văd acolo pe chat Dynamite sau Bea. Cine este câștigătorul? Scrieți repede pe chat. Dynamite sau Bea? Dynamite sau Bea, boys? Ia ziceți. Bea, Dynamite. Cred că a câștigat Dynamite. Văd și Bea pe chat, dar văd și Dynamite totodată. Shelly, da. Jucăm același room. Încă o dată, dați ready. Puteți să vă schimbați skin-urile. Unele mai mișto. Și să-i dăm drumul mai departe. 140p. Live-ul e 1080p, dacă nu mă înșel. Nu e 140p. Vreau să intru și eu, Darius. Jucăm 2-3 meciuri cu fiecare room și apoi schimbăm din nou room-ul. Hai acolo cu 100 de like-uri. Foarte des Brawl Talk-ul e duminică. Dar chiar, știe cineva când a fost Brawl Talk-ul săptămâna trecută? Pardon, nu săptămâna trecută, update-ul trecut. Adică în mai n-am avut Brawl Talk. În aprilie n-am avut sau a fost în aprilie? Ba da, la început de aprilie, pe final de martie, undeva la sfârșitul lunii martie, la început de aprilie. Că țin minte că am stat două luni. Luni sau duminică la 18, sâmbătă. Nu mai țin eu minte când a fost ultimul Brawl Talk. Nu mai da hituri de DH. Bă, dar asta era la care făcea troll. Păi logică, nu mai primesc. Brawl Source-ul face lag? Mie nu-mi face lag momentan. Ok, hai să începem de aici. Colt sau Mortis? Ce alegeți? Sâmbătă? Da, chiar nu mai țin minte când a venit. Chiar nu mai țin minte, boys. Bă, când e Brawl Talk-ul, cică? Mâine ar trebui să fie. Deci mâine ar trebui să fie Brawl Talk-ul. La omoră mă dă pe Dynamite. Ce alegeți? Mortis sau Colt? Mortis, Colt, Colt, Mortis, Mortis. Vă dau mai mult Mortis pe cea, deci îmi pare rău, mă dă. Este într-adevăr mai mișto skin-ul pe Mortis. Și nu are rost să treacă mai departe Ștefan, pentru că este nesuperior. Acum alegeți Colonel Ruffs sau Colonel Ruffs sau Carl. Ce alegeți? Ruffs, Carl. Carl, Ruffs. Cred că o să trecem mai departe cu brawlerul Carl. O să trecem cu Carl mai departe. Salut, Andrei. Bună, Diana. Ruffs, Ruffs, Ruffs. Da. Mamă, sunt două skin-uri pe Tara, îmi pare rău, George, dar erau două skin-uri. Acum, alegeți voi, Mortis sau Tara. Au fost pe 3 aprilie și a fost sâmbătă. Ok, mersi mult de informații, Petru. Mersi mult.
Deci ce alegeți voi? Tara sau Mortis? Salut Ianis, salut Răzvan, bine ați venit pe live, băieți. Azi încerc primul rang 30 după un fail, 890. Tara, Carl. Scrie în descriere, Andrei. Citește descrierea. Mortis, am văzut mai mult Mortis. Îmi pare rău, Marcel, sincer îmi pare rău. Dar acum n-am ce să fac. Dacă băieții au decis Mortis, asta a fost. Îmi dai Brawl Pass? By the way, bine că mi-a adus și Darius aminte, când o să vină noul sezon din PES, o să dăm câteva Brawl Pass-uri, așa că faceți regulile din descriere. Deci o să dăm câteva PES-uri, nu știu, poate o să dăm un PES sau două, vedem ce buget o să am și atunci o să vă anunț. Ok, a rămas în finală Mortis versus Carl. Cred că fără nicio speranță Carl o să moară, pentru că Mortis-ul este inegalabil, este un skin super, super mișto, chiar dacă a trecut un an de la lansarea lui. Câștigătorul este Rogue Mortis. Chiar îmi place skin-ul. Baftă la școală, Adiro. Bun, am zis că îi dau kick-ul ADDH. Ăsta este codul, cine vrea să intre. Mai avem un loc liber, iar apoi o să schimbăm din nou. Mă pune să poată scrie abonații de o lună sau un an. Nu pot să fac Marius treaba asta. Eu sunt la liceu. Mama, Adrian, încă ai ore. Bun, dați ready. Cine nu dă ready va primi kick. Cine nu dare va primi kick. Ai văzut că a postat ceva Brawl Stars? Am văzut, Cristi. Am văzut. Deci eu sunt chiar foarte curios dacă o să programeze astăzi Brawl Talk-ul sau nu. Sunt șanse să-l programeze astăzi. Sunt șanse să nu-l programeze astăzi. Deci, așa. Suntem așa. Ok, au dat băieții ready. Chiar sunt foarte curios. Pauza în sport, am până la 17. Mamă. Bun, hai să vedem. Păi bă, Iermăda a făcut așa? Ce a făcut Iermăda, Marius? Mersi mult de abonare, Alexandru. Hai să luăm repede boxurile astea. Pam, pam, pam. Mie nu-mi dă voi să intru. Marian, pentru că este full. O să mai fac eu câteva locuri libere. Sau poate... Eu te-l pe Dănuț. Bă, Dănuț. Bă, Dănuț face troll. L-am omorât că dădeam băieții mei. Și vă rog eu frumos, nu vă mai faceți... L-am omorât, Alex, pe Ștefan. Doamne, mi l-a omorât Alex pe Ștefan. Mă vină cu aceea, Alex. Doamne, l-a omorât Alex pe Ștefan, vere. Nu-i mai primesc vreun. Denis face troll. Mamă, ce era să-mi dea cu bomba. Haideți cu 1000 de like-uri. Hai cu 1000 de like-uri. Nu face nici 500, dar nu mai zic. Bună, alegeți Tara sau Carl. Mersi mult de abonare, Alex Stecher. Ce alegeți, Tara sau Carl? Tara, Carl. Tara, Carl. Carl, Tara. Cred că o să treacă mai departe. Mersi mult, Petru, Sebastian. Cred că o să treacă mai departe Tara. Dar văd și Carl pe chat. Cara, Tarl. Carl, Tara. O să alegem Carl. Pentru că data trecută Tara a ajuns în semifinală și Carl nu a ajuns, deci... Ok. Dintre Bo și Colt, o să aleg Colt. Pentru că și mie îmi place skin-ul pe Colt, n-am de ce să mint. Chiar dacă cel pe Bo costă 50.000 de star points-uri. Și acum, dintre El Primo și Colt, alegeți voi. El Primo sau Colt. Paula e foarte drăguță. Eu zic ce Petru. Anunțește premiera sau nu? Oh, salut Bogdi, te pup. Mă, Bogdi, așteptăm premiera aia, Forții Kiss. Mersi de mult de abonare, Cheluțu 13. Colt, ok. Rip El Primo. S-a dus El Primo-ul meu. Și cine este câștigătorul? Marea finală, Carl versus Colt. Vreau să vă pe chat. Mersi mult, George, de abonare. Și 130 de like-uri, vă pup. Respect pentru Raleș. Mersi, Bogdi. Cred că o să câștige cu Colt. Sau poate o să câștige Carl. Nu știu cine o să câștige. Colt. Ok. Câștigătorul este Colt. A câștigat Toxic Mădă. GG Mădă. Câștigătorul este Mădă. Facem acum alt drum. Pentru că sunt persoane care vor să mai intre. N-au mai jucat deloc pe live-ul de astăzi. Și să le dăm și lor oportunitatea de a intra în room. Ca să jucăm la Bravo Skin. Dacă nu programează update-ul, o să turbez. De fapt, nu programează update-ul, programează Brawl Talk-ul, Alexandru.
Și trebuie să-l programeze astăzi. Mersi de abonare, Ianis. Deci astăzi trebuie să programeze Brawl Talk-ul maxim până la ora 6. Dacă până la ora 6 ne programa Brawl Talk-ul, vă zic eu că nu o să vină. That's ready. Salut, ce-am ratat, Remus. Momentan vorbim despre Brawl Talk și a ratat câteva rumuri. Să sperăm că o să vină mâine Brawl Talk-ul. Bun, salut Ninja Hyper. 4 ore. Mă, acum nu știu, nu cred că o să fac live chiar până la 6. Dar să sperăm că o să vină. Data trecută a fost programat la ora 8. Nu cred că a fost programat la 8. Pentru că dacă era programat la 8, de obicei îl programează cu 24 de ore înainte și nu a fost niciun Brawl Talk la 8 seara. În câte țin eu minte. Cel mai târziu a fost la 6 sau la 7 un Brawl Talk maxim. Bun. Mersi mult de abonare, Levi. Te pup. O să-l omor din păcate pe Alex pentru că este skin așa mai gratis ca al meu pe Shelly. Și oricum era cam frică de Shelly cu el să nu facă vreo șustă. Mersi mult de abonare, FKX Express. Ok, hai să trecem la Bravo Skin. Jean versus Mortis. Ce alegeți? Jean sau Mortis? Ăla din noiembrie? Nu știu când a fost. Ați programează Brawl Talk-ul pentru mâine? Bă, mă, dar de ce l-a omorât pe OP Wolf? Ăla cu lui a fost la 8? Jean, Mortis, Jean. Ok, o să alegem Jean, îmi pare rău, mă, dăm. Acum trec când mai departe, Frank versus Surge. Frank versus Surge, ce alegeți? S-a făcut club, da, Alexandru de așa la troll. S-a închis la mișto. Ce alegeți, Frank sau Surge? Pune bă că poți să adaugă recent, să scrie abonații de o lună sau de un an. Ba nu pot, Marius. Ce că îl programează la 3, unde ai văzut Dragoș? Surge, ok, rip Frank. S-a dus Frank-ul nostru, acum Roza versus Crow. Ia să vă văd aici, Crow, skin de 300 de gemuri, bine, a fost la reducere. Sau Roza, skin gratis din turneul de 3 versus 3. Ce alegeți? Roza sau Crow? Salut, Vasile. Crow, Roza. Roza, Crow, a trecut mai departe Crow. S-a dus în zona Marius, îmi pare rău, Marius. Acum, trecând mai departe, Jean sau Tara? Ia să vă pe chat. Jean sau Tara? Două skinuri cât de cât mișto, adică nu arată urât deloc. Care credeți că o să treacă mai departe? Jean sau Tara? Jean, Tara, Jean. Văd mai mult Jean pe chat. Deci văd mai mult Jean pe chat. Asta cred că... Da, o să treacă Jean mai departe. Și acum dintre Surge și Crow nu are nicio șansă Surge, chiar dacă e skin nou. Mersi că ai participat, Bogdan. Și chiar îmi place skin-ul, dar versus Crow nu are nicio șansă. Și finaliștii sunt Crow și Jean. Cine a trecut mai departe, boys? Ia să vă văd. Crow sau Jean? Vreau să văd acolo pe chat. Crow, Jean, Crow. Crow a câștigat, Crow, clar, detașat. Fără nicio discuție a câștigat Brawlerul Crow. Dați ready, mai jucăm încă o dată cu acest room. Aveți 3 secunde la dispoziție să dați ready sau voi da kick. 3, 2, 1 și... Zicea la radio, this time is normal și a zis free. A zis doar pentru un minut. Nu știu, Dragoș, sincer asta nu știu. Mai avem un loc liber în room, cine vrea să intre. Acest este codul. Salutare, salut Daniel. Deci de-abia aștept update-ul, boys. Credeți-mă că de-abia aștept să văd Brawl Talk-ul. Mamă, ce nebunie. Dați ready. Dacă nu dați ready, vă dau kick. Bogdan, Drago. Salut, Octavian. Vreau să văd clubul. O să arăt și clubul. Madalina așa a făcut ieri. Ok, Marius, dar nu vreau să încerc. Bun, hai să mergem jos. Brawl Talk-ul vine pe 12 luni. N-are cum să vină luni. Nu are cum să vină luni Brawl Talk-ul. Ok, am văzut în partea stângă niște skinuri. Super, super mișto. Chiar îmi plac skinurile din acest room. Ok, hai să vedem. Opa, bă, Marius. Nu mai faci așa, bun. Hai, stați cu toții în linie. Salut Herobrine. Începem dintre Jean și Nita.
Alegeți boys, Jean sau Nita. Mersi mult de abonare, lupișor. Jean sau Nita? Jean, Nita, Nita, vino încoace, George. George, vino încoace. Ok, ați ales Jean. Am văzut mai mult Jean pe chat. Acum, El Primo versus Mortis. El Primo versus... Dar nu skin-ul ăsta pe El Primo, că ăsta e cu star points-uri. Bine, dar e mișto el în felul lui, dar... Mortis sau El Primo? Acest El Primo, El Rudo Primo, dacă nu mă înșel, versus Diamond Mortis, cum se cheamă ăsta cu diamant. E mai mișto Toxic Primo, sincer, da, e mai mișto ce e cu star points-uri. Dacă și chat-ul a zis așa, îmi pare rău, Pirate Boy. Și skin-ul ăsta nu se compara cu cel pe Rogue Mortis. Ok, acum, Bea, am urât-o din greșeală, nu. Bă, da, a lăsat-o cineva low. Cine a lăsat-o low pe Bea? Marian, nu-l mai primesc pe Marian. Mie că îi dau kick după meciul ăsta, mersi de abonare, Ionuț. Uite, vezi, se duce așa în adversar și le dă hit. Nu că nu-l mai primesc. Nu-l mai primesc pe Marian. Mersi mult de abonare, Herobrine. Tu, nu eu, eu i-am dat hitul final, dar eu când i-am dat hit era deja low. Ia uite ce a sărit Marius. Doamne, dă-i mă. Ok. Ok, alegeți, Poco sau El Primo? Alegeți acum, boys. Poco sau El Primo? Cred că Brawl Talk-ul va veni la o oră. Să sperăm, să sperăm. El Primo, El Primo, El Primo, Poco, 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 El Primo. Cred că a trecut mai departe Poco. Am văzut mai mult Poco pe cea, deci îmi pare Romarius. Hai că n-a sărit când să dau ultimata. Bun, acum, alegeți, Jin sau Poco? Finaliștii. Finaliștii de astăzi. Mersi de abonare, Matei. El Primo a pierdut. Acum, Jin versus Poco a mai rămas în viață. Jin sau Poco? Alegeți. Poco, Jin, Jin, Jin. Jin, Poco. Am văzut mai mult Jin. Câștigătorul este Dragoș. Te felicit, bro. Mersi mult de abonare, berbecul de România. Bun, mai jucăm încă o dată cu acest drum sau să-l schimbăm? Hai să mai jucăm încă o dată cu acest drum. Dați ready? Și apoi îl schimbăm. Bună, Pati. Ești main auto-aim? Dați ready să vă voi da kick. Salut, George. Bun, poate face și noi astăzi 300 de like-uri. Salut, Dima Cristian. A venit Brawl Talk-ul? Hai că a venit! Hai că a venit Brawl Talk-ul dacă e ceva. Am fi vrut noi să vină Brawl Talk-ul. Și voi pe la ce răspundeți că o să vină Brawl Talk-ul? Salut, Andrei! Mersi mult de abonare, Ionuț, struț, te pup! Pe la ce oră credeți că o să vină Brawl Talk-ul, boys? Ia scrieți pe chat. Credeți că o să vină pe la 2, 3, 4, 5? Eu zic că o să vină pe la 4. În jur de 3-4. Sau există șanse ori 3-4 ori spre 6. Adică ora la care tind eu că va veni Brawl Talk-ul este ori 4 ori 6. Dacă nu vine nici la 4, nici la 6, ne-am dus. Deci vă zic din propria experiență. Nu mai dați mă după Wolf, care skin? Doamne, de ce dați după Wolf, care skin? Ok, alegeți, Bea sau Tara? Hai să văd. Bea sau Tara? Mâine la 11, la 5, la 5, la 4, la 4, la 5. Nu cred că o să fie mâine premiera. Bea, 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 Tara, 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 Bea. Bea, Tara, am văzut mai multă Bea. S-a dus Dragoș. Acum, Shelly, vină cu acea Mariane. Shelly versus Colt. True Silver Shelly versus Colt. Ce alegeți? Mersi mult de abonare, Scherzy Gaming. După părerea mea, aș alege și Shelly, e mișto. Deci și skin-ul de Silver îmi place, dar și Colt îmi place. Ce alegeți? Colt, Colt, Shelly, Shelly, Shelly. Salut, Gabi Hyper. Colt, Colt, Shelly. Am văzut mai mult Colt pe chat. Îmi pare rău, Marian. I'm so sorry, bro. Acum, Dynamite versus Pam. La Dynamite versus Pam este clar că o să treacă mai departe Pam. Mersi mult de abonare, Hira. O să treacă mai departe Pam, fără nicio îndoială. Și dintre Bibi și Daryl, Bibi Lante sau Daryl, sincer îmi place mai mult skin-ul pe Daryl, sincer. Sincer, îmi pare rău, dai cu Bogdan. Și acum să vedem, Pam sau Daryl. Scrieți voi pe chat. Hai să văd. Pam, 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 Daryl,
Daryl Pam. Mersi mult, Denis, de abonare. Pam, Pam. A, ok, numai Pam pe chat s-a dus domnul Marius. Acum, dintre Colt și Bea. Ia să vă văd. Dintre Colt și Bea. Ce skin alegeți? Colt sau Bea? Colt, Colt, Bea, 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 Bea. Mamă, numai Colt. RIP Patricia V2. Și câștigătorul acestui room este fără îndoială Bea, care este un skin nou. GG Bea. Mersi mult de abonare, Cristi Ro Gaming. Te felicit, bro. Trecem la următorul room. Îl facem repede, repede. Intrați, vă alegeți un skin cât mai mișto și dați ready. Hai să vedem. Vreau să intre persoane care n-au mai intrat deloc până acum. Salut, gamer BS. Asta este codul XP7KBYHQ. Cred că s-a umplut deja, bineînțeles. Uite, Marius a mai jucat. Cine a mai jucat de aici? Uite, CryingMan YouTube. Hai că... OP Ulf a mai jucat de aici. Ok, dați ready. Hai că de aici nu mai sunt persoane. Vreau să joace și alte persoane. Ok. Aveți 3 secunde la dispoziție să dați ready. Îmi primesc modul. Văd dacă o să fie activ înapoi. Mersi mult de abonare, Duo Gamer Ro. Nu uitați, dacă vă abonați, să activați clopoțelul. După ce vă abonați, activați clopoțelul ca să primiți notificări. Mersi mult, Andrei, de abonare. Îmi primesc modul. Poate îți primești an modul. Rect. Bun, hai să vedem. Să nu o să mă abonez. Constantin, este decizia ta. Mamă, e jos, e jos cineva care ne face troll. Am văzut că te dea după noi hituri. Byron sau Brock, ce este? E jos un brawler care face troll. Și trebuie anihilat. Unde este? Unde e, mă, Denis? Ia uite-l, ia uite-l, dă-i! L-am luat eu, l-am luat eu. Hai să mergem cu toții sus, înapoi, în linie. Mersi mult de abonare, Slow Team. Ok, Colt versus Bull. Alegeți, Bull sau Colt, repede. Am dus Bell de rang 25, bravo, bro. Ești pe emulator? Da, sunt de pe calculator. Colt, Colt, Bull, Bull, Colt. O să trecem mai departe cu brawlerul Colt. Îmi pare rău, Sergiu. Chiar îmi pare rău, Sergiu. Brawl Talk pe 12 iunie a spus la radio. Păi Florin, mâine e 12 iunie, deci astăzi ar trebui să vină premiera. Așteptăm premiera cu toții. Ok, trecem mai departe. Piper versus Carl. Ce alegeți? Piper sau Carl? Salut, Darius, bine ai venit pe live. Piper, Carl, Carl. Carl, Piper. Piper, Carl. Cred că o să aleg... Cred că o să aleg Piper, pentru că nu prea am mai văzut Piper zilele astea la Brava Skin. Îmi pare rău, Carl. S-a dus CryingMan. Acum, Poco versus Nani. Ia să văd. Poco versus Nani. Ce alegeți? Mersi mult de abonare, Demonul Ștefan. Salut, Neluțu. Poco, Nani, 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 Poco. Scoate-le pe lacul PSG, Shelly. Da, mă duc în zonă. A trecut mai departe Nani. Am văzut mai mult Poco. De fapt, era mai mult Nani pe chat. De aceea am spus că a trecut mai departe Nani. Nu veni înapoi, Daniel. Nu fă șuste cu mine. Ok. Brock, brawler din Brawl Pass, versus Colt, care costă 80 de gemuri. Deci, Super Ranger Brock, dacă nu mă înșel, din PES. Și Colt, 80 de gemuri. Ce alegeți? Brock sau Colt? După părerea mea, aș alege Colt. Deci, îmi pare rău, Brock. Îmi pare rău, Brock. Și acum să vă văd pe voi, dintre Nani și Piper, ce brawler alegeți. Bine venit, Daniel, pe live. Piper, Nani, Nani, Piper, Nani, Piper. Mersi mult, Sergiu, de abonare. Nani, Nani, Nani. Ok, am văzut mai mult Nani pe chat. S-a dus domnul cu Piper. Unde este? Uite-l aici pe Darius. Și câștigătorul de astăzi este domnul Andrei cu Nani. Te felicit, Andrei. Ai trecut mai departe. Bun, dați ready. Mai jucăm încă 2 sau 3 rumuri cu aceste persoane și apoi schimbăm. 150 Colt. Bun. Ce trebuie să fac pentru moderator? Nu mai dau momentar moderator. Nu am nevoie de moderatori. Bun. Cine nu dă ready va primi kick. Darius, Andrei, Sergiu și cu Marian. Ori dați ready, ori dați kick. Ori vă dau kick, ori dați ready. Sau cum era vorba aia? Ori la bal, ori la spital. Ori la balamuc. Păi nu. Păi nu le dăm noi kick la aia care fac troll. Am terminat anul școlar. Eu mai am 2 săptămâni. Mai am 2 săptămâni, boys, din școală. De fapt, din liceu.
Dar si de abonare grozavu Cosmino. Ia uite ce skin aici pe Marian. Și eu care voia să-i dau kick. Păi nu era păcat el să nu intre în room cu un așa skin fabulos. Ok, hai cu toții jos. Veniți cu toții jos să facem aici o mică linie. Și nu-l mai omorât pe Sergiu, că Sergiu are skin. Ok, acum ce alegeți dintre Bea? A, da, stai mă că skinul ăsta pe al lui Andrei costă 30 de gemuri. Îmi pare rău Andrei, fără nicio supărare. Dar Mega Beetle B e mult mai mișto. Ok, acum Stu sau Mortis? Ia să vă văd pe chat. Stu sau Mortis? Stu, Mortis, Mortis. Mortis, Stu. De ce... De ce am eu presimțirea asta că o să ne facă troll? Nu mai pune gadget-ul. Stu, 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 Mortis, Mortis, Stu. Am văzut mai mult... LOL, e mai mult Stu pe chat. Ce ciudat, ok, îmi pare rău, Denis. Îmi pare rău, dar chat-ul a decis ca Stu să treacă mai departe. Mersi mult de abonare, Nathanel. Ok, acum alegeți Dynamike sau Jin. Dynamike sau Jin, ce alegeți? Dynamike este un skin la fel din PES și Jin este un skin cu 80 de gemuri. Pyra Jin, dar a fost la reducere cu 39 de gemuri, dacă nu mă înșel eu. Deci ce alegeți? Când e Brawl Talk-ul, mâine ar trebui să vină Brawl Talk-ul, boys. Mâine ar trebui să vină Brawl Talk-ul. Tu nu ești moderatorul de la Mădălin? Da, Florin. Da. Mersi mă la abonare, Lorin. Ok, a trecut mai departe Jin. Îmi pare rău, Dynamike. Acum, dacă trecem dintre El Primo și Tara, cred că o să treacă mai departe... Cred că o să treacă mai departe El Primo aici. Pare rău, Daniel. Oricum, sunt și două skin-uri pe Tara. Acum, alegeți dintre El Primo și Jin. La fel o să treacă mai departe El Primo. Nu mai are rost să întreb că s-a dus. Și dintre Tara și Stu. Asta decideți voi. Tara sau Stu? Stu este la fel un skin mișto, dar parcă aș alege mai mult Tara. Amândouă skin-urile trebuie să moară. La 15 începe countdown-ul. Dar chiar poate începe la 3 premiera pentru Brawl Talk. Ok? Deci, în finală, au ajuns Brawlerii El Primo și cu Bea. Alegeți, El Primo sau Bea, boys? Hai să vă văd. El Primo sau Bea? El Primo, Bea, Bea. Bea, El Primo. Bea, Bea, am văzut numai Bea. Câștigătorul din acest room, finalistul, este Bea. GG bro, ultimul room. Ultimul room cu aceste... persoane și apoi schimbăm. Deci abonarea mea nu apare pe ecran. Constantin, poate că nu ai abonările pe public. Levante, The Ready și cu Darius. Și cu Sergiu. Și cadou free i-a dat astăzi 250 coins. Am primit 250 de bănuți astăzi cadou. Mersi mult de abonare, Turcanuana. Bun. Deci de bea aștept, boys. Deci dacă văd Brawl Talk-ul... Dacă văd Brawl Talk-ul, ne-am dus. Deci dacă văd Brawl Talk-ul programat, suntem pe ele. Suntem pe cai mari, cum s-ar zice. Bun. Hai să luăm repede chesturile astea 3. Bun, 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 bun. Asta e clona, cred. Da, asta era clona. Brawl Talk-ul vine săptămâna viitoare, nu Simona. Trebuie să vină săptămâna asta Brawl Talk-ul. Toată lumea știe. Ok. Care skin-ul? Care clona? Ok, aia era clona. Nu vă mai puneți gadget-urile. Andrei iar făcea troll. Mersi de abonare, Matei. Ok, alegeți Jackie sau Bea? Jackie sau Bea? Ia să văd ce alegeți. Am văzut că vine pe 12 iunie Brawl Talk-ul. Asta zic și-o Cristi. Pe 12, adică mâine. Jackie, Bea, Bea, Bea. Îmi pare rău, Andrei. Pare rău, Andrei. Ok, acum alegeți Jesse versus Barley. Jesse versus Barley. Ce alegeți? Mersi mult de abonare, Nicolas Grigore. Mâine cine dă gratis? Nu știu, Robert. Dacă aș fi știut, v-aș fi zis. Jesse, Barley, Barley, Barley. Da, aveți și voi dreptate. Jesse este skin gratis. Chiar sunt curios ce skin gratis o să vină astăzi pe shop. De fapt nu astăzi, peste o săptămână trebuie să vină skin-ul gratis, că m-am și încurcat. Ok, acum Leon sau Sprout?
Alegeți Leon sau Sprout. Care schimb vi se pare vouă mai mișto? Leon, Sprout, 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 Leon, Leon, Leon. Mama, curs chat-ul cu Leon. S-a dus domnul Crying Man. Și domnul Daniel se va duce pentru că nu îmi place schimbul pe Mortis. E așa mai low budget, măcar dacă era Rogue Mortis. Ok, acum alegeți dintre... Bă, îmi pică netul. What? Le pică serverele la astea, că nu-i de la mine. Ok, alegeți Bea sau Tara. Bea sau Tara. Bea skin de 150 de gemuri, iar Tara 80 de gemuri. Eu am luat Tara cu 80 de gemuri, deci cred că o să treacă mai departe Bea. Îmi pare rău, Levante. A trecut mai departe Bea. Și dintre Barley și Leon, ce alegeți? Barley sau Leon? Vreau să vă văd pe chat. Barley, Leon, 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 Barley. Mersi mult de abonare, David Petre. Nu uita să activezi clopoțelul. A trecut mai departe Leon, deci pare Rodarius. Și câștigătorul, cred că este tot Bea. Ok, deci aparent câștigătorul este tot Bea, pentru că Leon s-a dus în zonă și a murit. Te felicit, bro. Hai să facem room nou, să mai intre persoane care n-au jucat. By the way, boys, în mai puțin de 24 de ore apare și un nou game mod, Anniversary Challenge, special făcut pentru chinezi, în ghilimele, bineînțeles că și noi ne putem juca. Am înțeles că o să fie un game mod de 3 vs 3, te joci cu prietenii sau cu randomi, dar nu vă sfătuiesc să vă jucați cu randomi. O să fie 3 mape, cu 3 winner fiecare și să vedem ce n-o să câștige. O dai cu Andrei, ăsta făcea troll. Ok. Dați ready. Cine nu dă ready va primi kick. Denis, Simple, Andrei, Eduard, Rareș. Dați ready cu toții. Mine primesc modul LOL. Mersi de abonare, Adelin. Nu cred că să mai dau moderatorul Marius la ce ți-am zis ieri pe live. Gata cu Beal, luați și al Brawler. Când va apărea premiera Brawl Talk-ului, încă nu știm, dar trebuie să apară astăzi. Trebuie să apară premiera Brawl Talk-ului astăzi. Neapărat. Bun, hai să luăm și skin-ul. Da, am văzut că era pe shop skin-ul pe Bea. Nu știu dacă să-l cumpăr sau nu, dar după nu mai am gemuri de PES. Ok, bam, bam, bam. Hai să mergem pe mid. Băi, Gabriele, nu fura tu toate power-up-urile. Denis l-a omorât pe Rareș. De ce l-a omorât pe Rareș? Nu avea skin? Sau oare de ce l-a omorât? Deci n-am văzut bine. Vino cu acest Simple. Vino cu acest bun. Alegeți Crow sau Brock. Hai să vă văd. Crow sau Brock. Mersi de abonare, David. Crow, Brock, Brock. Crow, Brock. Cred că o să aleg Crow. Pare rău, Darius. Și acum alegeți. Brock-ul ăsta e skin gratis. Adică e pe bune, chiar e skin gratis de Crăciun. Acum, Dynamike. Nu e Dynamike, e Mortis sau Daryl. Mortis sau Daryl. Nu știu de ce am avut impresia că am văzut un Dynamike. Mortis sau Daryl, ce alegeți? Mortis, Daryl, Daryl. Salut, Ștefan, bine ai venit pe live. Mortis, Mortis. Ok, rip Marius. Bun. Acum, Stu versus Bo. Ia să văd ce alegeți, Stu sau Bo. Stu, skin la 30 de gemuri sau... Este skin lansat fix în ziua update-ului. Nu e chiar cine știe ce skin, e Superman, dar merge așa. Bo, 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 bo. Ok, s-a dus domnul Yanis. Domnul Yanis. Acum, ce alegeți? Barley sau Crow? Ia să văd. Dintre Barley și Crow, ce alegeți? Salut, Doru. Barley, Crow, Crow. Crow, Crow, Barley, Crow. Ok, alegeți Crow. Îmi pare rău, Andrei. Bun, acum Dynamike, nu Dynamike. De ce tot îmi vine să zic Dynamike la Mortis? Nu știu de ce. Alegeți Mortis sau Bo. Mortis sau Bo. Mortis, Bo, 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 Bo. M-am dus, rip Denis. Bo, Bo, Bo. Am văzut mai mult Bo pe chat, deci îmi pare rău, Simple. Și finaliștii sunt Crow și Cobo. Hai să vă pe chat. Repede, cine a câștigat finala? Salut, Vlad. Auzi ce Brawl Talk-ul? Păi trebuie să vină Brawl Talk-ul cu Cezar, că n-a mai venit de 2 luni. Crow sau Bo? Crow, Crow, Bo, 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 Crow, Crow, Crow. Văd și mult Bo pe chat, deci Crow sau Bo? Crow, Crow, Crow. Ok, deci câștigătorul este fără nicio
șansă, domnul Gabriel a câștigat detașat acest room. La o diferență foarte mare de brawlerul. Bo. GG, mai jucăm încă o dată cu acest drum și apoi îl schimbăm. Ce arată astăzi Free Pay Shop? Au dat 250 de bănuți. Ok. Dați ready. Marius, dai ready sau dau kick? Și cu Andrei. 3, 2, 1 și... Deci de bea aștept să vină în Brawl Talk-ul. Eu țin pagina asta de YouTube și dau refresh în continuu, adică... Mă înțelegeți? Să... Ca să văd când vine Brawl Talk-ul. De 250 de bănuții cumpără o familie? Hai că nici chiar așa. Hai start. Mă omor Gabriel. Doamne. Câți ani am? 17 ani. Skinul pe Daryl este tare. Mie cel mai mult îmi place skinul Dumpling Daryl sau cel din PES. Și cel din PES e mișto, să știți. Oare ce să ne dea mâine? Nu, skinul pe Daryl am înțeles că o să ne dea la final de tot. Mersi mult la abonare, Andrei King. Brawl Talk-ul apare azi, dar premiera e mâine. Nu, i-am zis că Brawl Talk-ul apare mâine și premiera este astăzi. Ceva de genul. Ok, dați ready. Dați ready. Mâine ce ne dă, nu știu. Nu lucrez la Supercell sau ceva de genul ca să știu. Bun. Hai acolo cu 300 de like-uri. Hai cu 300 de like-uri în forță. Bun. Hai al Billion online. Deci este poza cu Megabox Daryl. Așa au pus ei poza. Ce clasă ești? A 11-a sunt. Trec a 12-a. Bun, hai să luăm repede boxul ăsta. Mersi mult la abonare, Eduard. Ok, hai să vedem. Începem de aici. Ce alegeți? 8-bit versus Shelly. Ia să văd. 8-bit sau Shelly? 8-bit, Shelly, Shelly. Shelly, Shelly, 8-bit. 8-bit. Cred că o să aleg 8-bit dintre 8-bit și Shelly. Îmi pare rău, domnul Dănuț. L-am omorât pe Dynamite, oricum trebuia să moară. Pentru că era skin așa mai low budget. Ok, acum Sandy versus Leon. Ia să vă văd. Chiar mâine vine Brawl Talk-ul? Da, Aneta, așa trebuie să vină. Pot să dau opening cu Brawl Pass? Da, Cezar, dă mesaj pe Insta. Deci alegeți, Sandy sau Leon? Sandy, Sandy, Leon, Leon. Leon, Sandy. Cred că o să alegem... O să alegem Sandy, îmi pare rău. Mamă, dar mai am un skin pe Dynamite. Ia uite-le și pe Daniel. Mamă, ce nebuni. Era Pam în buș, m-am și speriat de Pam. Faci Bravo Alpin? Nu, Alex, pentru că Bravo Alpin este mai greu de făcut. Chiar îmi pare rău. Ok, deci, Jackie versus Pam. Ia să vă văd aici. Ce alegeți? Jackie sau Pam? Salut, Cosmin. Jackie, Pam, Pam, Pam. Pam, Jackie, 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 Pam. Pam, Jackie. Mersi de abonare, Lischet. Pam, Jackie. Jackie, a trecut mai departe Jackie. Fără nicio îndoială a trecut mai departe Jackie. Rip Daniel. Bun, și acum alegeți 8-bit sau Sandy. 8-bit sau Sandy, ia să văd ce alegeți. Mersi mult de abonare, Cosmin, Parvu. 8-bit, 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 Sandy, 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 Sandy. Clar Sandy, Lanter Sandy se merită. Chiar dacă și Cristi i-a fost skinul 25.000 de star points-uri. Marea finală, boys, Jackie versus Sandy. 150 de gemuri versus 150 de gemuri. Ce alegeți? Ia uite, are și emote Alin. Are și emote special, ia să văd. Jackie sau Sandy? Jackie sau Sandy? Jackie, Sandy, 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 Sandy. Oh, câștigătorul este Sandy. Te felicit, bro. Mai jucăm încă o dată. Chiar mi-ar fi făcut și mie mare plăcere să cumpăr skin-ul pe Sandy, doar că nu am avut suficiente gemuri în momentul respectiv când a fost adăugată pe shop. Și de aceea eu nu am luat skin-ul pe Sandy. Că și eu l-aș fi vrut, dar n-am avut gemuri. Faci Bravo, ai Brawler? Cum adică, Cristi?
cum e just asta. Mersi mult de abonare, Marius. S-a programat Brawl Talk-ul? Nu cred. Acum la 3 sunt șanse. Acum la ora 3 sunt șanse să se programeze. Dacă nu la 3, la 4, la 5 sau la 6. Că dacă nu se programează astăzi, e rip. Este rip. Mersi mult de abonare, Stama. Ok, hai. Stați cu toții în linie și să începem de aici. Bun, uite-l pe Alin Sweetie. Vino cu acea Marcel. Nu mai face troll. Ok. Alegeți Sprout sau Nita. Sprout sau Nita. La 4 sau la 3 se programează, cred, Doamne ajută Octavian. Sprout. Sprout logic, ok, deci îmi pare rău, domnul Dănuț. Bă, dar pleacă, Jackie, nu mai stați unul în altul, că nu pot să vă omor. Nu mai stați. Mersi de abonare, Nicolae. Ok, acum, Penny sau Jesse? Ia să vă văd. Penny sau Jesse? Penny, Jesse, Jesse. Jesse, Penny. Cred că o să alegem aici Penny. Eu aleg Penny. Penny, Penny, a văzut mai mult Penny, pare rău, Cristi. Mersi mult de abonare. Salut, Sebi, de player. Acum, Lu versus Tara. Este clar că o să treacă mai departe Tara. Îmi pare rău, domnul Denis. Și vreau să văd Daryl sau Dynamite. Domnul Daryl versus Dynamite. Vinem cu acea Marcel. Dynamite, Daryl, Daryl. Daryl, Dynamite. Jackie câștigă. Daryl, Daryl. Da, a trecut mai departe Daryl. Îmi pare rău, Marcel. Ok. Acum, salut Ninja Hyper, alegeți Jackie sau Penny. Jackie sau Penny. Mersi de abonare, Ionuț. Jackie sau Penny. Jackie, Penny, Penny. Penny, Jackie. Da, a trecut mai departe Jackie. Îmi pare rău, chiar e mișto skin-ul lui Porumb. Acum, Sprout sau Daryl. Dintre Sprout și Daryl. Bine venit, Ionuț, pe live. Dintre Sprout și Daryl este clar că o să treacă mai departe Sprout-ul. Chiar îmi pare rău, crău. Și acum a mai rămas decât Sprout și cu Jackie, pentru că Tara nu are nicio șansă în fața acestor două skinuri. Vreau să văd finala repede de tot pe chat. Jackie sau Sprout? Ia să văd. Ia să văd, boys. Vreau să văd repede. Jackie sau Sprout? Jackie, Jackie, Sprout, Sprout, Jackie. Sprout, Sprout, Jackie, Jackie. Ok, oficial original a câștigat Sprout sau Jackie. Am văzut destul de mult Sprout pe chat, dar am văzut și mult Jackie. Nu știu ce să zic, a fost cam 50%, 50%. 50-50 a fost. Cred că totuși a câștigat Jackie. Cred că totuși a câștigat Jackie, boys, dacă stau să o iau logic. Ok. Dovada că mâine Brawl Talk-ul, skin-ul pe Daryl, nu e în ficierele jocului, deci o să trebuiască actualizate, ceea ce înseamnă actualizare exact Brawl Talk, adică sâmbătă Brawl Talk și joi update. Păi cam asta am zis și eu, domnul Sebi. That's ready. Cine nu dă ready va primi kick, am zis. Când vine Brawl Talk-ul, bă, Brawl Talk-ul trebuie să vină mâine, deci premiera cam de astăzi, dacă mă întrebi pe mine. Hai să vedem. Hai 5 versus 5. Nu facem acum 5 versus 5. Poate mai încolo, boys. Și ziceți, cine așteaptă update-ul? Cine așteaptă update-ul? Eu, deci eu nu mai pot. Eu de-abia aștept să mă joc un nou brawler, să-l iau, să-l maxez, să... Eu. Sper să se bage și mape noi. Sper să se bage și challenge-uri. Nu știu, poate avem o surpriză, dar nu știu. Cum ar fi, boys, să vedem Brawl Talk. Mersi de abonare, Benny. Cum ar fi să vedem Brawl Talk și direct să vedem acolo un titlu Club Wars? Deci dacă văd aia, mor. Deci vă jur că dacă văd aia, mor, efectiv. Ok, hai să vedem. Alegeți Spike sau Frank. Spike sau Frank. Mă, da, l-am omorât pe Denus că face troll. Și oricum era skin gratis. Alegeți Spike sau Frank. Nu are cum, e destul Power League. Vlad, atunci măcar să se bage Club Wars. Doamne ajută. Spike, 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 Spike. Îmi pare rău, Laurențiu. Te-ai dus. Acum, Crow versus Colette. Crow versus Colette. Ce alegeți?
să se bage alte mape, că m-a săturat de Max Stick și El Primo pe solo și audea un adevărat Vlad. Ce alegeți? Crow sau Colette? Crow, 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 crow. Mamă, s-a dus Daniel. GG Simple. Acum, Jean versus Penny. Ia să vă văd. Jean sau Penny? Purple Paradise, mapa de Bounty, o să fie noul sezon de Power League. Ok, Octavian. Nu, Marius. Jean, Penny, 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 Jean. Salut, Ionuț. Penny, Jean, Jean, Jean. Am văzut mai mult Jean. Du-te, Marius, tu singur în zonă. Așa. Acum, Leon versus Sandy. Cred că nu are nicio șansă Leon, sincer să fim, dar vreau să văd ce alegeți. Mâine la 18, vine, nu ne apare Clash Mini. A trecut mai departe Sandy, acum vreau să văd Crow sau Spike. Ia să văd, Crow sau Spike. La ora 15 vine premiera cu și hai să vedem, boys, hai să vedem. Mai avem foarte puțin timp, hai cu hype-ul ăla mare pentru încă 3 minute. Spike, 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 logic, ok, deci îmi pare rău, Simple. La un moment pe Simple, acum alegeți Jean sau Sandy, repede. Jean, Sandy, 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 Jean. Cred că a trecut mai departe aici Sandy, pentru că este un skin super, super mișto, adică și mie îmi place skinul ăsta pe Sandy. Îmi pare rău, Jean. Și câștigătorul este Spike sau Sandy, ia să văd. Eu mă duc în zonă și o să-i privesc de la distanță. Spike sau Jean, ce alegeți? Salut Bogdan. Spike, Jean, 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 Spike. Cred că o să alegem Spike. Spike, logic, cred că o să alegem Spike, bro. Hai, mai jucăm un curum cu aceste persoane și apoi o să schimbăm din nou. Este doar opinia mea că așa a fost ultimele Brawl Talk-uri. Încă nu știu, ultimul Brawl Talk știu că a venit pe la 3-4. Dacă nu mă înșel. Poate o să ne surprindă, cine știe. Mersi de abonare, Eduard. Salut, Cipri. Bă, ce la mișto skin din room, da, eu fac toți banii. Ești nebun? Hai să vedem. Haideți cu toții pe mid după ce luați boxurile, vine la 11 noaptea, cum ar fi? Sau să fie premiera mâine dimineață, dar nu cred. Nu cred așa ceva. Astea au boxul ăsta, bun, veniți cu toții aici jos. Veniți cu toții jos, alegeți Shelly versus Bea. Cum se numește melodia? Nu știu, că este playlist. Deci, îmi pare rău. Shelly sau Bea? Ce alegeți? Shelly, Bea, Bea. Salut, Raven. Shelly, Bea, Bea. Bea, Shelly. Da, a trecut mai departe Bea. Îmi pare rău, Laurențiu. Laurențiu, copil frumos. Ok. Păi nu poți vedea? Oh, nu, Albert. Că este playlist de 50 de melodii, una după alta. Ok. Acum, Daryl sau Carl? Ce alegeți? Daryl sau Carl? Daryl, Carl, Carl, Daryl, Daryl, Carl, Carl, Daryl, Daryl. Mersi mult de abonare, Andrei. Daryl a trecut mai departe. Daryl s-a dus Carl. Acum, Pam versus El Primo. Pam versus El Primo, ce alegeți? Pam sau El Primo? E ora 3. Ia să vedem, boys. Dăm refresh la pagina de YouTube. Hai să vedem cum ar fi să se programeze acum la 3. Dar nu văd că au postat nimica momentan. Ok, ce alegeți? Pam, Pam, Pam. Ok, văd că alegeți Pam. Deci trebuie să moară atunci. Cine zic că moare? El Primo. Îmi pare rău, Marius. Nu mai fă șuste de astea, Marius, că nu te mai primesc. Daryl și cu Carl trebuie să moară, pentru că nu ești este cine știe ce skin. Îmi pare rău, porumb. I'm so sorry, bro. Țeacă trebuie să vină. V-am zis, ori la 3-4, ori la ora 6, maxim. Alegeți Leon sau Jean. Hai să văd. Aici este un match mai strâns. Leon sau Jean? Leon sau Jean, ce alegeți? Leon sau Jean? Leon, Jean, 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 Jean. Leon, Jean. Mersi de abonare, Ricardo. Jean, logic. Am văzut mai mult Leon pe cea, deci îmi pare rău, Jean. Și acum, dintre Pam și Bea, este clar că o să treacă mai departe Bea. I'm so sorry, Daniel. Și vreau să văd finala. Pam a murit, mai este Bea și cu Leon. Vreau să văd. Leon sau Bea? Leon sau Bea, boys? Leon, Bea, Bea, Bea. Bea, Leon. Bă, sincer, eu aș alege Bea. Deci, sincer, de punctul meu de vedere, aleg
brawlerul Bea. Bea, logic, da. E super forțini brawlerul Bea, deci n-ai cum să o dai cu Bea. Golden Week Bea sau Golden, am uitat, ceva cu Gold Bea. Oricum e super skinul. 150 de gemuri, dar știi că se merită. Încă n-au postat nimic, încă nu. Văd că a postat ceva aici domnul Kairos, dar încă nu văd. V-am zis, poate vine la 4, poate vine la 5, poate vine la 6, încă nu știm când va programa premiera. Dați ready cu toții. Cine nu dă ready, va primi kick. Gol Mecha Bea, așa, gol Mecha Bea. Deci chiar sunt foarte curios. Dacă bag cluburi, o să facem un club de tot, club de top, îți dai seama că o să vreau să fac și eu un club al meu, ești nebun. Hai acolo cu 350 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot pentru 300 de like-uri. Când Kairos postează video, am văzut că a postat Skiller, dar n-am ce să zic. Nu pot da mai multe informații. Mersi de abonare, Nicolas. Bine, nici nu știu, nu că pot da. Apoi eu o să vă susțin. Ok, hai să iau eu boxurile. Bam, bam, bam. Păi asta făceam și eu, Vlad, mai devreme. Asta făceam și eu. Bun, hai să vedem. Alegeți Rico. Bă, nu mai dați mă hituri. Alegeți Rico sau Brock. Bull, vino și stai și tu aici jos. Oricum, Bull e skin gratis, adică, ok. Rico sau Brock? Rico, Brock, Rico. Mai mult Rico pe cea, deci îmi pare rău, domnul Marius. Du-te, Marius. Acum, Carl sau Edgar, ce alegeți? Carl sau Edgar? Carl, Edgar, Carl. Vino încoace, Marcel. Vino mai aproape să te vadă lumea. Edgar, Carl, Edgar. Da, îmi pare rău, Marcel. Ok, acum, alegeți Tara sau Jackie. Mersi mult de abonare, Mario Florin. Vă pup, nu uitați să activați și clopoțelul. Ce disperat e Porum. Numai cu acela skin. Porum, te rog, după aceea să schimbi skinul. Tara sau Jackie. Tara, Jackie, Edgar. Super Slammer Run, Tara, Jackie. Da, trecut mai departe, îmi pare rău, domnul Daniel. Acum alegeți Edgar sau Jean. Ia să vă văd aici. Edgar sau Jean. Două skinuri super mișto. Edgar, Jean, Edgar. Nici nu știu ce să zic. Cred că o să aleg Edgar în loc de Jean. Îmi pare rău, Rareș, dar mai nu mai dăm gadgetul. Așa, bun. Hai trecut mai departe. Dacă vine la 6 mă împușc. Trebuie să vină până în ora 6, dacă nu vine astăzi, e nașpa, rău de tot, e nasol. Toate predicțiile se duc pe apa sâmbetei. Ok, acum, Rico sau Jackie? Rico sau Jackie, boys? Ce alegeți? Rico, Jackie, Rico. Nu uitați că dacă vreți să intrați și pe serverul meu de Discord, vă las link pe chat. Cine vrea să intre pe serverul meu de Discord, acolo mai vorbim, mai stăm vocal, la o șustă, la o vorbă, la una alta. Îl omor pe Porumb pentru că am câștigat și alegeți Rico sau Edgar. Hai să vă văd Rico sau Edgar. Se vede urât? Cum adică? Păi setați voi calitatea. Cred că a câștigat Edgar, sincer să fiu. Adică are efect schimbat, are ultimat, are tot ce trebuie. Este super skinul. Bun, ăsta este codul, vă aștept. La un balamut pe Discord, da, vă aștept acolo la 100, cine vrea să intre pe serverul de Discord, mai vorbim cu abonații, mai ne jucăm împreună, dacă vreți să vă mai jucați împreună cu mine, sau să pușați un barul la rang 25, un rang 31, aveți cu echipieri, vă aștept pe Discord. V-am dat acolo link pe chat. Bun. Dați ready. Au intrat băieții? Au intrat, cum să nu. Cine nu dă ready primește kick. A pus barul tot, cum că nu s-a pus, boys. Încă nu s-a pus, dar e mare hype. S-a pus Brawl Talk-ul! Boys, s-a pus Brawl Talk-ul! Bă, chat, ce v-am zis? Brawl Talk! Bine, v-am zis! Sunt zeu sau nu, boys? Primul pe premieră, am fost primul, bă, bine, mă, chat! Brawl Talk-ul, mă, v-am zis, mă!
Bă, v-am zis, mă, că vine Brawl Talk-ul. V-am zis sau nu, boys? Deci v-am... Trebuie să recunoașteți. Deci trebuie să recunoașteți că v-am zis. Dați să fac ăsta mai mic. Să-l pun așa pe tot ecranul. Bro! Stai să dau asta cu subcount. Uitați-vă la titlul. Jurassic Splash. Mă, ce v-am zis? Deci v-am zis că o să vină o tematică cu Jurassic sau nu? Bă, bă, sunt prea zeu, mă. Deci sunt prea zeu. V-am zis că vine între ora 3 și 4. Ia să vedem dacă o pot să-și dea ceva pe Twitter. V-am zis că vine între 3 și 4. Ia uite că au și pus acum 36 de secunde. Ia să vedem ce au pus pe Twitter. Au pus ceva. Un pahar cu apă. A, atât au pus, n-au pus mare lucru. Mă, v-am zis că vine boys? V-am zis sau nu că vine Brawl Talk-ul? Mă, deci sunt prea zeu, uitați-vă și voi. Mamă, sunt decât 200 de persoane, deci tocmai ce s-a programat. Și vine pe 12 iunie la ora 7. Deci la ora 7. 3.5 New Game Mode. Ok. 3.5 New Game Mode. Oare ce înseamnă asta, boys? Ia să vedem cât are Brawl Talk-ul. Să vedem ce durată de vizionare are. Să căutăm și să vedem cât are. Are... Încă nu apare momentan. Încă nu apare momentan, boys. Încă nu s-a updatat. Mă, v-am zis, mă, că vine. E ceva cu Jurassic Park, cu Water Park. V-am zis. Mamă, dar uitați-vă cum arată brawlerul ăsta, bro. Uitați-vă cum arată brawlerul. Salut, Joanne. V-am zis, mă, că vine. V-am zis, va, la voi nu mă credeți. Mă, eu când zic, voi nu mă credeți. Am luat și locul nou, dar nici nu mai contează. Nici nu mai contează. Oricum facem room nou. V-am zis, n-ai cum, deci n-ai cum. Bine, mă, dacă nu le-am pe gândire, sunt zeu. Stai să fac asta înapoi mai mică, că am făcut-o mai mare și pun și abonații la pe ecran. Haideți acolo cu mare, mare subscribe și un like. Deci pentru treaba asta, un mare subscribe și like. Dați ready. Deci n-ai cum așa ceva, n-ai cum așa ceva, n-ai cum. Bun. N-ai cum. Eu când vă zic, vă zic. E prea bine. O să fii brawler fiind încă nu știu. Dar vă bucur pentru tine. Are 6 minute. Ați găsit voi cât are? Bagă așa dinozauri? Bă, v-am zis, mă, Vlad, bă, am zis, Vlad, în episod, mă, dar niciodată nu mă ascultați, mă. Mereu ziceți că fac clickbait-ul sau ceva de genul. Niciodată nu mă ascultați, mă. Eu când vă zic că am dreptate, boys, nu vă omorâți între voi. E premiera mâine, am văzut? Păi știu că e premiera mâine. Eu când vă zic... Eu când vă zic, ia, nici acum nu scrie cât are, văd. Mersi mult de abonare. 3 game mode-uri noi, știu, Florin, știu. Uite-te cât are Brawl Talk, încă nu arată. Trebuie să se mai proceseze puțin. 3.5 game mode-uri? Nu, e 3.5. Nu e 3.5, e 3.5. Adică nu știu ce o însemna, dar oricum e ceva top. Am zis că vine Brawl Talk, mereu să mătă. Bă, Big Hero, eu am avut dreptate. Am avut dreptate, boys. Alegeți, veniți cu toți aici pe mid. Dacă nu veniți pe mid... Bă, vere, ce facem în brocul ăsta aici? Tora George, doamne. Bă, și... Deci, ok, o luăm așa. Alex trebuie să moară. Omorâți-l pe Simple. Omorâți-l pe Simple. Dați-mă lui Simple. Așa, l-am omorât eu. L-am omorât și pe Marius, dar nu mai zic. Ok, alegeți. Spike sau El Primo? Dintre Spike sau El Primo a trecut mai departe Spike. De pe Marcel. Bun, acum. Hai să vedem. Dynamax sau Tara, ce alegeți? Dynamax sau Tara. 3 game mode-uri noi, mamă, boys. Bă, de bea știe, mă, Brawl Talk-ul. De bea aștept, mă. De bea aștept. Bine, mă. Bine-s. E prea bine. Ce alegeți? Tara. Da. Cred că o să alegem. Bine, dar și skin-ul ăsta pe Spike e mișto. Și Dynamic e mișto, îmi pare rău, Tara. Și dintre Dynamic și Shelly a câștigat Shelly, pentru că e mișto skin-ul pe Shelly. Este OG skin-ul pe Shelly. Se are model brawlerii. Mamă. Alegeți Spike sau Shelly. Ia să văd. Spike sau Shelly, boys. Ce alegeți?
Spike sau Shelly? Mersi mult de abonare. Spike, 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 câștigătorul este Robo Spike. Shelly e skin OG, știu, 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 este skin din 2018. Bun, schimbăm room-ul. Mamă, bro, deci când am dat refresh nu mi-a venit să cred. Mersi mult de abonare, Elena. Când am dat refresh, prima dată m-am gândit că poate o fi al canal de Brawl Stars. Deci am dat refresh, era acum 7 secunde. Când am dat click și am văzut, deci nu mi-a venit să... Nu mi-a venit, deci nu mi-a venit. Deci nu mi-a venit să cred, boys. Deci nu mi-a venit să cred. V-am zis că vine în water park, dinozaur, time travel, v-am zis. Deci prea, prea genial, n-ai cum. V-am zis că e ceva cu dinozaur și cu water park. Păi, v-am zis. A intrat Dennis, Alex, George, George făcea troll, Alex, Alin, Tora, Gabriel, parcă făcea troll. Tora, Gabriel. Ok, a intrat porum, dați ready. Dați cu toții ready. Salut, Ionuț. Unu și are model, gen... Da, ai dreptate și tu, Sebi. Salut, Paul. Mamă, hai cu Brawl Talk-ul ăla, boys. Mersi mult de abonare, Anas. Haideți acolo cu un subscribe și cu un like, vă mulțumesc. Premieră, știu că e premieră. Am luat cu monștri, acum dinozauri. V-am zis, mă, că nu o să vină cu monștri și o să vină cu dinozauri. Dați ready să vă dau kick. V-am zis, mă, pe episod. A fost prea ușor. V-am zis că o să vină cu water park, cu nebunii, cu toate alea. 6 minute 37, Sebi, dă mesaj în privat, Sebi. Dă mesaj în privat, Sebi, dacă ai găsit. Bun, hai să vedem. Vreau și un club, cum se numește? Se numește Sanchi, la mișto. Salut, Cristi Mafia. Ce bubece, atunci la premieră, let's go. El nu-i apare pe canal? Dar nu ți apare pe canal. Du-te la abonamente dacă ești abonat la ei sau trebuie să-ți apară pe undeva. Trebuie să-ți apară Brawl Talk-ul. E nebun, e mare, 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 rău de tot. Salut din nou, salut, Cezar. Ok, hai să vedem ce alegeți, Tara sau Shelly? Tara sau Shelly? Tara, Shelly, bine ai venit, Gabi, pe live. Tara, Shelly, Shelly, Shelly. Tara, Shelly. Mersi mult, Alex, de abonare. Tara, Shelly. Cred că o să alegem... Cred că o să aleg... Între Tara... Bă... Ce-a făcut mă asta? Ne-a omorât pe toți. Doamne. Nici ne-am văzut, eu mă uitam aici pe Google să caut și... Ok, asta e codul. Fiți atenți, boys. Am găsit cât are, boys. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să vedeți câte minute are? Ia uitați-vă aici. Să vă învețe tata Rareș. Bau! Ia uitați, ce scrie aici? 6 minute și 32 de secunde are. Are 6 minute, Brawl Talk, uitați-vă aici. Unde arăt eu cu mouse-ul, în partea stângă. Cred că vedeți, ok? Are 6 minute. Deci, Brawl Talk-ul are fucking 6 minute, boys. 6 minute și 32 de secunde. Câți ani am? 17 ani. Bă, nu vine să cred că are 6 minute și 32 de secunde. Mersi mult, Cristi Mafia, de abonare. Ok. Dați ready. Dar nu mai știu cine era cel de data trecută care a făcut troll. Carl sau Dennis, nu mai știu cine a făcut troll. Brawl Talk, știu, 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 știu. Iber Super Mielu. Ia, cine e asta? Bag la creație mega update. Mamă, 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 boys. Super hype. Peste 27 de ore este, da, e la ora... Am pus și un concept. Ok, Bogdi. Mi-a spus că se bagă la 7 mâine, la ora 7. Eu v-am zis că vine pe 12. Bă, v-am zis că vine pe 12. Cred că trebuie să vină weekendul ăsta. Prea zeu. Prea zeu, mă, boys. Remodele și Audean, cum ar fi? Sunt două skin-uri pe Shelly, de aceeași culoare. Mamă, l-am omorât pe amândouă, dar nu contează pentru că oricum nu erau cine știe ce skin-uri. Acum, hai să trecem mai departe, alegeți. Piper sau Ruffs? Piper sau Ruffs, ce alegeți? Cât ține Brawl Talk cu 6 minute. Dar sper să fie, sper să nu fie ca atunci, gen, cu șuste de-alea cu Star Park. Deci sper să nu bage Star Park.
Cine nu vrea să bage Star Park, să scrie pe chat eu și să lase un like. Deci cine nu vrea să bage Star Park, să scrie pe chat eu și să lase un like. Ok. Deci dintre Piper și Raps, ați ales Piper. Cred că s-a dus Raps în zonă, dacă nu mă înșel. Bun. Acum alegeți Bull sau Sprout. Hai să văd. Bull sau Sprout. Hai să vedem. La ce oră vine tornada la ora 7? La ora 7. Cred că o să treacă mai departe Sprout-ul, dar și Bull. Amândouă sunt niște skin-uri. Așa. Adică este mai mișto Summer Jessie, OG Shelly, Rogue Mortis, Cupid Piper, skin-uri decente. Pai da. Vine Charleon pe shop din nou la 39 de gemuri. Lol. Oricum am skin-ul. Ok, alegeți acum. Shelly versus Mortis. Ia să vă văd. Shelly sau Mortis? Shelly sau Mortis? Shelly, Mortis, Mortis. Mortis, Shelly. Mortis, Shelly. Deci cred că o să alegem o să alegem Shelly sau Mortis. Am văzut foarte mult Shelly pe chat, dar văd și Mortis. Da, mai mult Mortis pe chat. Îmi pare rău, Denis. Acum între Jessie și Piper ce alegeți? Ia să văd. Parcă în thumbnail-ul bralul ăla cu găleata pe cap. Nu are o găleată pe cap, dar nu știu, are o cutie mare pe cap sau ceva de genul. Ia să văd ce mai ziceți. Piper, Jessie. Alegem Piper, boys. Alegem Piper, oficial original. Și câștigătorul este Piper, pentru că Mortis a mai câștigat. A câștigat domnul Daniel cu Piper. Vă pup. Hai să mai facem încă 2-3 rumuri de Bravo Skin. Deși ne vrea să intre la Bravo Skin, îl aștept cu mare plăcere. Asta este codul. Mersi mult de abonare, Petru. Bun. Bun. Un rang 30 când? Nu știu. Vedem. Ok, hai să vedem, au intrat băieții. Uite, Marius a mai jucat porumb, a mai jucat. Vreau să intre pe băieți care n-au mai intrat. Ăsta a mai intrat, James. Ce cu numele ăsta? Simple a mai intrat. Ăsta e codul. Vreau să intre băieți care n-au mai jucat. Uite-te pe Legends că s-a programat. Știu, Cristiane, nu trebuie să mă uit pe Legends, că eu am fost primul. Deci dacă te uiți pe live-ul meu după ce o să-l închid, eu am fost primul pe Brawl Talk. Deci primul. Se programează acum 7 secunde. Eu am fost primul care a dat refresh. Eu am fost primul care am aflat. Prea easy. Mersi mult de abonare, Petru. Prea creier, mă. Prea creier, boys. Bun. Bogdan, mai și pe live că vreau să te întreb ceva. Bun. Au intrat băieții, dați ready. Dați ready. Eu eram Jessie GG. GG's. Bun. Mamă, dar ce așteaptă nebunii pe premiera de la Brawl Talk. Uite-te pe YouTube la Brawl Stars. Știu, au postat premiera. Păi cum să nu știu eu. 40 ca când? Valentin, nu mai pușesc pentru trofee, îmi pare rău. Dar nu prea mai joc pentru trofee. Bun, hai să vedem. Alegeți Colt sau Bo. Ce alegeți dintre Colt sau Bo? Îți mulțumesc mult de abonare, domnul Dima. Nu uitați să activezi și clopoțelul. Am postat pe Instagram-ul Torcul. Am văzut Cosmin. Noul brawler e Salvamar. De unde știi? Colo omor Perico. Bo. Dintre Bo și Colt. Mamă, dar sunt două skin-uri pe Colt. Îmi pare rău. Și vă că ați ales Colt în loc de Bo. Deci s-a dus domnul Alin. Acum alegeți Sprout sau Penny. Sprout sau Penny, boys. Sprout sau Penny. Sprout sau Penny. Sprout, Penny, Penny, Penny. Penny. Sprout, Penny. Cred că o să treacă mai departe Penny. Deci îmi pare rău, Sprout.
Acum, alegeți. EMS sau PEM? EMS sau PEM? Mersi mult de abonare, Mihai. EMS sau PEM? Ce alegeți? EMS, PEM, PEM. PEM. EMS, EMS, EMS. Da, s-a dus domnul Phantom. Acum alegeți. Colt sau Tara? Ia să văd. Colt sau Tara? Colt, Tara, 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 Colt. Colt, Tara. Cred că o să alegem aici dintre Tara și Colt, o să alegem niciuna, pentru că e skin cu 500 de star points-uri și e cu 30 de gemuri, deci nu-mi place. Și acum alegeți. Penny sau Ems, finala, boys. Penny sau Ems. Penny, Ems, Ems, Ems. Penny, Ems. Mersi mult la abonare, Gheorghiță. Penny, Ems. Cred că a câștigat Ems. E broltul. Uite, te știu, Andrei, știu de la început. Știu. A câștigat Alin. Alin Sweetie, te pup, Aline. Mersi mult de abonare, poate face și noi 25.900 de abonați. Mersi mult de abonare, Gabriela. Că am văzut cum avea nevoie de vreo 5 abonați, dar na, până se adaptează. Ăsta e codul, cine vrea să intre. Oricum văd că au pus și aici pe Twitter treaba asta. Dar nu mă lasă pe mine să descarc eu. Vreau să fac eu șmecherie, dar văd că nu mă lasă. Ai făcut 29? Nu cred că am făcut 29.9, că... 25.9 ca... Ia să dau o refresh. 25.901 abonați, vă mulțumesc mult de tot, boys. Hai acolo cu spam de 25.9 în chat. Hai acolo cu mare, mare spam de 29.9k. 25.9k, că mă și încurc. Nici n-am văzut, mie mi-a arătat cam 25.890 de abonați. Adică, cumva, vouă vi s-a făcut mai... mai repede refresh-ul pe ecran decât am văzut eu în timp real pe YouTube Studio, nu știu cum. Dar de aceea nu vă zisem că am făcut. Vă mulțumesc mult de tot, hai acolo cu 25.9k. Easy. Vine, mâine vine Brawl Talk-ul. Păi știu, mă, Adrian, eu am zis de 3 zile sau de 4 zile am zis. De o săptămână am zis că vine Brawl Talk-ul pe 12. Și voi ci că no, că e clickbait, că nu știu ce. Na, na de înghițiți. Na de luați cu pâine. Na de luați. De 2-3 ori am avut dreptate, minim, cu Brawl Talk-ul. Prea easy. Ok, hai să vedem. Sunt două skin-uri aici identice, îmi pare rău, Bogdane, dar trebuie să scap de ele. Acum veniți cu toții aici jos, veniți cu toții aici jos să stați în linie. Alegeți. Cine mai e acolo? Ah, Marcel. Marcel cu Penny. Vino cu acea Marcele că e pierzi prin mulțime. Bun, alegeți. Daryl sau Jean? Daryl sau Jean, boys? Nu știu cum au salvat ăștia. Ăsta copiază adresa URL-ia și dacă dau aici cu TRLK... Nu știu cum au copiat ăștia thumbnail-ul aici. Chiar nu dau seama cum. Alegeți. Daryl, Daryl, Jean, Jean, Daryl, Daryl. Am văzut mai mult Jean. Îmi pare rău, domnul Phantom. Ai, că nu și-a dat deșu. Nu mai primesc să rup pe Phantom, e clar. Acum, Jesse vs. El Primo. Jesse vs. Dar stai, mă, că Jesse skin gratis. Vino cu acea Dennis. E skin gratis, Genis. Nici n-are ce căuta aici, Jesse. Hai, salut, Cipriane. Acum, Baby sau Dynamite, alegeți. Baby sau Dynamite, vină cu acea porumb, că... Baby, 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 ok. Te-ai dus porumb. Acum, alegeți. El Primo sau Penny? El Primo sau Penny? Mă, skin-ul ăsta pe Penny l-am luat și eu, dar parcă îmi pare rău că l-am luat, sincer. Deci, sincer vă zic că parcă... Nu că îmi pare rău, dar am așa o strângere de mână. O costrângere de mână. Penny, El Primo. S-a băgat premieră la Brawl Talk? Știu, Barcelona. El Primo, ok, dacă alegeți El Primo, pare rău, Marcel. Eu aș fi ales Penny, dar dacă voi așa ziceți, așa să fie. Cine a mai rămas? Rico versus Jean versus Bibi. O scoatem pe Bibi din schemă. Pentru că, da... Și a mai rămas în schemă El Primo cu Jean și cu Rico. Și trebuie să-ți ducă și El Primo. Așa faci, Marius. Fenta 2-3000. Ok. Și a rămas în finală Rico versus Jean. Alegeți. Rico sau Jean.
Broltol cu are 6 minute și 23 de secunde, știu. Știu că are atâta. Deci ce alegeți? Jin sau Rico? Jin, Rico. 5 versus 5? Vreți să facem 5 versus 5? Ok, a câștigat Rico. A câștigat Rico. Vreți să facem room de 5 versus 5? V-am promis că facem, am făcut și ieri, mereu. La final de live am făcut. Da. Ok, hai că facem. Luați Colt, Star Power-ul 1, ăsta este codul. Poate să intre oricine la 5 versus 5, numai să nu faceți troll de la... nesimțit, cum s-ar zice. Bun. Au postat cei de la Brawl Stars, în afară de Brawl Talk, cum adică Sadar? La ce te referi? Am greșit codul. Match mai cocs dacă ai greșit codul. Ok, s-au umplut. Mă, cine mă sta cu Gems / YouTube? Mersi mult de abonare, Denis. Ok, credeam că e cont cu 0 trofee sau ceva de genul. Salut, Bărânghif. Schimbă rumul după, poate o să-l schimbăm. Vedem. Oricum, clar o să-l schimbăm, dar mai jucăm ceva. Sper să nu bage iar video cu animație. Păi oricum, gen, fiecare de-asta are câte o... fiecare premieră are câte un intro cu o animație specifică. Mama, a murit deja unul de la mine. Instant a murit. Instant. Mamă, dar nu mai muriți mă așa. Faceți și voi acolo o șustă ceva, o... Ok, a ratat acolo ultima ta. Vinem cu acea ulf. O să-mi dau și gadgeturile, dar mai încolo nu le folosesc din prima. La mie să nu mor. De ce schimba emulatorul de pe telefon? Pentru că se mișcă mult mai bine de pe emulator. Nu vezi ce flen se mișcă? Chiar dacă nu am eu cine știe ce pisit, o se mișcă mult mai bine. Din cauza procesorului. Te uita la videoclipul postat? Care videoclip? Că n-au pus decât Brawl Talk-ul. Salutul. Mamă, ce era să-mi o dea. Hai să ne facem viața. 3.5 scrie? Da. Sunt curios oare ce-o fi asta. Chiar sunt curios și o însemna treaba asta. Oare așa se numește game mode-ul? Nu cred. Ăla era numele meu. La push tot de pe emulator? Nu prea mai fac push. Hai să-i dăm aici lui Daniel. Mamă, dar nu prea apuc. De ce? Păi, de ce să mai fac push? Brawl Talk-ul e mâine? Da! Mâine la ora 7. Ok, am dat acolo laser, dar mi-a dat și Marcel. Nu puteam să mă bat cu toți. Bun. Ok, nu zi, nu ieși din room pentru că facem cu aceleași persoane, numai că schimbăm brawlerul. Brock, Star Power-ul 2, that's ready. Mersi mult de abonare, lăcrămioara grozav. Bun, Brawl Talk mâine știu. Oricum, în 27 de ore are premiera, parcă așa scria, la ora 7 seara. Hai cu aspartă aici, băiți, schimbă romul, o să-l schimbăm. Mamă, ce ghege nebun se dă, hai să coborâm și noi mai jos. Mamă, deja se fac kill-uri, eu nici n-am ajuns bine pe mapă și deja se omoară băiții. Bună, Denisa, salut Mihai. Vrei în locul conturilor 3000 de gemuri? Sigur, Larisa.
Faci mâine live la 8, nu, că o să fiu plecat. O să fiu plecat. Mersi mult de abonare, Denisa. E la 5 și nu la 7? Ba nu, e la 7. La 19, e la 7 Brawl Talk-ul mâine. Bă, m-a omorât. Dar nu e corect, nu e corect ce a făcut, că eu mă uitam să văd la premieră. Mersi, Dumitru, de abonare. Bun. Hai să băgăm aici. Dar pasaj este codul. Mersi de abonare, gamer. Cât de lung este Brawl Talk-ul? Are 6 minute și 32 de secunde sau 33 de secunde. Ce-o fie la casetea sub pod, în creatura aia verde, care era animația cu Frank și Mortis? Nu. Știu de ce ziceți voi. Mereu la fiecare update toată lumea zice că se va băga acel brawler care e din 2019, dacă vreți să știți pentru cei noi. Salut, George! Dar nu se va băga și nu cred că este aia. Poate să fie doi brawleri, unul din PES și unul prin iulie sau august, nu știu, vedem. Ok, hai să jucăm acum cu Rico. Rico Star Power-ul 2, dați ready. Da, 5 versus 5, am greșit harta. Greșisem harta, luați Rico. Ia, mi-a dat aici un battling de la ceva de pe Instagram. Am văzut videoclipul ăla de pe Insta, da. Mersi de abonare, nu e Wolf. Bun. Dați ready. Cum ar fi să fie ăla cu Miau? Bă, da, nu știu, că nu arăta chiar așa, era o pisică aia. Era decât așa o pisică, gen. Na. Ale videoclipul rare și ți l-am dat eu. Ale videoclipul de pe Instagram, l-am văzut și eu. Dați ready, Amy și cu Alex. Dacă nu dați ready, nu l-am perico, atunci kick. Asta e codul. Ok, a intrat tot dai cu Eddie. Dar nu mai găsesc eu alte informații pe Twitter. Mersi de abonare, MM. New Tohal 14 level is coming. Mamă, am primit și de la... Se face update și pe Clash of Clans, ești de bun? Nu numai pe Brawl Stars. Hashtag stay hydrated, gen că vine vara. Și văd că vine Brawl Talk cu nu știu ce nebunii. Dați ready, porum de ready și cu Geek Gems YouTube. Codul please e full. Oricum, cred că o să schimb după aceea romul. Vă mulțumesc pentru 400 de like-uri, boys. Vă mulțumesc. Are 6 minute, știu. Brawl Talk, bă, da, Gumball. M-am abonat, mersi mult, Larisa. Mă refer la thumbnail. Să fie un skin, nu Brawler, ca atunci cu update-ul cu Star Force. Aha, da, nu, cred. Salut, Alex. Mersi mult, Alex, cu ala de subscribe. Vino cu acea, Denis. Mersi mult de abonare, Mihai. Hai să-i dăm și lui porumb. Nu coace. O să fie doi brawleri, încă nu știm sigur. Dar 3.5 game moduri, ca gen scrie cu S la final, game mods, e cam suspect, adică să fie 3 game moduri și jumătate noi. Cum ar fi să fie Club Wars, nu cred, că altfel sigur punea un thumbnail sau un videoclip. Sau un titlu sau undeva. Dacă o pus nici în titlu, nici în thumbnail, înseamnă că nu o să fie dacă nu o pus. Mersi, Slayer, de abonare. Slayer killer. Ca așa și la PES, când a venit prima oară PES, cu toții nu ne-am așteptat, dar după aceea am văzut. După aceea am văzut și în thumbnail și în titlu. Mersi, Mihai, de abonare. Vino cu acea porum, mamă, ce ultima te era să-i prind. Copil de 5 ani. Mamă, da, n-a murit nimeni, e match intens cu Rico. Am ales bine brawlerul. Salut, Shadow Bro. De bea aștept skin-ul. Eu nu skin-ul, aștept Brawl Talk-ul, dă-l încolo de skin, că o să fie un skin fără animații ca la pe Bulls sau ca la pe Jesse, adică decât un skin așa de formă.
Sau ca să-l ai ca și palmares, cum s-ar zice, dar în rest nu o să fie cine știe ce skin. Update-ul contează. Mersi mult de abonare, Alexandru. 2003 ore și gata Brawl Talk? Aia zic, Alexandru. Ok, acum hai să-i dăm cu Piper. Piper, Star Power-ul 2, that's ready. Schimbă rumul. O să schimbăm și rumul. Tocmai la 7 l-au pus, nu știu, oricum e interesant că e la ora 7. It's interested, e potrivit pentru ora lui Mădălin. Adică, sigur toată lumea la ora aia va fi pe live-ul lui Mădă. Adică, prost să fii să nu fii pe live-ul lui Mădălin, gen, în ghilimele. Adică toată lumea știe că la... Toată lumea știe că gen la Brawl Talk... Toată lumea gen știe că la Brawl Talk... Stai pe live-ul umadă și vezi Brawl Talk-ul pe live-ul umadă, așa... Eu așa mă uit de foarte multe ori. Tu mâine faci live? Nu, cred că fac mâine live că sunt plecat și mă întorc de-abia duminică. Dar o să am un episod să-l pun, dar acum că vine Brawl Talk-ul, nu știu, poate filmez altceva, vedem. Ia ce mi-a trimis? Codul Aurum. Poate vreau să zici codul acum. La mă dă, parcă vă 10k pe live. Nu 10.000. Nu 10.000 pe live. Ești nebun? Cred că 15.000, 20.000 cum a avut. Bine, la update a avut mai mult, sincer. Când a fost atunci maintenanța aceea de o oră. Când asta mă dălin că el nu prea stă în maintenanță. Atunci a avut aproape spre 20.000 și 50.000 de like-uri. Mersi Gabriel de abonare. Deci tot un 10-15.000 tot o să aibă lejer. Asta e garantat. Hai mă să-l pălesc pe ăsta odată, vin încoace Alex, că nu mai suntem decât noi, 3. Adică tu e singur acolo, vin încoace. Hai să dăm cu gadgetul, la 3, îi dăm amândoi gadgeturile și s-a dus, 3, 2, 1 și... A, bă, da, fă-ți ultimata și sărim pe el. 1, 2, 3, hai James, hai pe el, hai. Și sare și el, da, lasă că-l batem, dă-i, bine, băcar l-am bătut. Bun, hai să schimbăm rumul, după cum v-am promis. Și luați Bea. Luați Bea Star Power-ul 2, asta este codul. Bun, sper să nu apară licuri. Păi licuri de la ce? Pentru că oricum gen licurile a fost până acum la Brawl Talk. Adică ce brawler o să fie, despre ce o să fie tematica. Cum v-am zis eu că o să fie Water Park cu, nu știu, ceva... Legătura cu Star Park, cu v-am zis că o să fie cu dinozauri, pentru că moștrii am fost anul trecut. V-am zis că o să fie cu dinozauri, cu nebunicul, d-alea. Ai pus mapa greșită? Ok. Bine că n-ați dat ready. Bine că nu ați dat ready. Așa. De ce sunteți mă spectating? Ieșiți mă de pe spectate. E 6 minute că o să vorbească despre Clash Mini. Probabil Sebi, dar încă nu știm. Bun. Hai Sandu și cu Alex. Bun, update-ul va fi toată vara. Din păcate da, din păcate cam da. Iunie, iulie, august și apoi vin de-abia în septembrie cu un nou update. Cum a zis și Mădălin ieri pe live, salut Cristian. Le plictisea la cu update-ul românesc. Păi de ce zici asta? Ți-am zis Daniel. Hai cu 26.000 de abonați. Eu cred că o să avem 3 game mode-uri noi. Și de fapt o să avem decât unul. Celelalte două o să fie 2 takedown-uri și un star permanent pe joc. Mă, Octaviane, nu cred.
Adică dacă tu spui că ei se referă la astea 3 game moduri și două să fie takedown și cool nu star, eu nu cred. Atunci când au rebăgat hot zone-ul pe joc sau preză plunder-ul, nu au spus că este un game mod nou, Octavian. Deci, na. Noi la cine să te uiți? Cum adică noi la cine să te uiți? Au cu și bagă iar chinezii, da, 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 iar bagă septembrie, ca anul trecut. Videoclip de la Curuș, dar nu mai zic. Nu mai zic, boys. Care faza cu ou, cu Lu care îl ține în mână, cu ou? Care ou? Ce o ține mă în mână? Aaa, bă, acum am văzut că brawlerul ăsta ține un ou în mână. Bă, dacă era update de Paște mai înțelegeam, dar deci poate aruncă cu ouă. Ne aruncă ouăle, dar nu mai zic. Rect. Cum ar fi să arunce cu ouă? Nu vă mai puneți astea în față. Acum am văzut că are un ou în mână. Mersi de abonare, Cristian. Ne le aruncă. Doamne, ce nebuni suntem. Ce nebuni suntem și noi, mă, vere, mă. Bună, Iuliana. Salut, Lili, bine ai venit pe live. Ce pot face pentru moderator? Nu mai dau moderator. Aruncă cu ouă de dinozauri? Da, sunt prea mici pentru ouăle de dinozauri, ești nebun? Nu știu dacă ați văzut vreodată, gen, pe bune vorbesc cum arată niște ouă de dinozauri. Ai, ăla e ou de găină, de cloșcă, ești nebun? De curcan, de ceul ăla. Aia zic, brawlerul nu ține o mână, știu, am văzut și eu acum. Hai să schimbăm rumul, boys, și o să jucăm cu altceva. Cu ce să jucăm noi acum? Cu... cu cine? Cu Jin. Sper că aveți Jin. Deci nu mă dezamăgiți și nu spuneți că nu aveți Jin. Ăsta e coldul. Salut, Darius, nu te-am văzut pe chat. Salut, Mr. Semoli. Cum a zis și Madeline, se bagă oiosul. James YouTube, ăsta a jucat. Hai să dau kick la persoanele care am mai jucat. Marius, uite, așa. Ion a mai jucat, Denis, cine? Denis, nu mai țin minte, ori Denis, ori Denis Jordan. Unul dintre ei au jucat de foarte multe ori. Da, Denis, așa. Pare rău, Denis, dar să mai intre și alte persoane, ok. Dați ready. Scăpăm de knockout, update-ul ăsta, Doamne ajută-mă, Octaviane, că nu mai suport game mode-ul ăsta knockout. Cel mai decăcat game mode, numai game mode-uri de-astea bagă ei. Bă, nu vei și la ei alte game mode-uri, ceva interesant, o țaca-pacă, o păcănea, ceva mișto, nu așa, alaba la pocala. Bagă game mode cine se omoară primul. Păi ăsta-i showdown direct, de ce mai bagi 3 vs 3, adică, no cap. Really acum. Nu are nicio logică. Bă, interesant. A devenit bot zone. E plin de români. De români nesimțiți care fac TikTok-uri și tot felul de căcaturi. De asta m-am lăsat și de puși. Vine un nou Brawl Pass? Da, Iulica. Pentru că Brawl Pass-ul ăsta se termină mai puțin de 9 zile. Ăsta e codul. Mapa? A, mapa. Bine, bine că a zis mapa. Așa. Vezi, mă? Dar cum uit, mă, mapa? Cum uit mapa? Opa, Gabriel, dar de ce ai luat Colt? A luat Colt Gabriel. În anii rang 30 nu am. Se va băga schimb pe Brawler, pe Byron în noul update? Nu cred. Poate să bage skin pe Roza, nu știu. Dar sigur o să bage skin cum au băgat și data trecută pe Brawler care... Dă-i pe porumb. Dă-i, mă. Bun, nu mai da, că mă omor, Victore. Are 6 minute? Bă, Nin. Eu ți-am zis, mă, de când... Ți-am zis pe Discord, știi tot ce ți-am zis, Nin.
Ți-am zis, mă, că vine mâine și treaba aia. Cum ai văzut noul Brawler? Cum adică? Eu am două ouă. Aoleu. Am jucat odată, ai jucat de multe ori și la Brava Skin. O să vorbească despre Clash Mini. Nu știu dacă o să vorbească despre Clash Mini, dar să sperăm că o să fie măcar doi Brawleri. Măcar, dacă nu sunt doi Brawleri. Și decât un pes toată vara, mă jur că după 3 săptămâni, gata, pe alt joc, o tulim. Dacă nu bagă alte game mode-uri sau ceva. Cum să aibă Brawl Talk cu 6 minute? Nin a avut și 9 minute ăla aproape cu Star Park. Te gândești și tu? Ne bagă Chinezo iar? Nano, cred că e prea scurt. Cred că o să bagi, ori vorbesc despre Clash Mini, ori o să fie un update mai mare, că v-am zis, o să fie pe 3 luni. Ce pui mei! Dacă nici asta pe 3 luni nu trebuie să aibă 6 minute, dă-i încolo. Asta e full update. Bă, Nin, n-ai de unde să știi că nu vorbești despre altceva. Ori despre un joc nou, cum a vorbit la Clash of Legends despre jocul ăla. Ori despre Star Park, dar să sperăm că nu vorbesc despre Star Park. Cred că o prezintă pe Paula. A, vezi, Nin? Ai găsit? Ți-ai răspuns singur la întrebare, cum s-ar zice. Cred că vorbesc 30 de secunde, maxim un minut. Sau poate, cine știe, poate nu o prezintă așa mult și chiar e ceva mișto. Ce clasește a 11-a? Mi-a dat-o Shadow. Mi-a dat-o. Sper că măta să nu facă glumă proastă cu... Ne dă o nouă Brawler sau îl are doar unul, eu am două. I-au zis pe Florin. Bă, nu vă mai gândiți, mă, la de-astea. Oh my god, boys. Hai să schimbăm rumul. Schimbăm, schimbăm, schimbăm. Îl schimbăm. Cred că o să jucăm cu Byron. Băgăm acum 5 versus 5 și nu mai băgăm Dark Passage. Salut, Sasuke, ai teme? Nu prea ne mai dau nouă teme. Hai să jucăm cu Nani. E mișto cu Nani, ăsta e codul. Prinsă Paola Ole Brawlerului. Bă, săraca fată. Deci dacă aș fi în locul fetei ăsteia, mi-aș da demisia, glumesc. Sau nu știu, măcar să lucrez nu în Brawl Talk, adică... Gen, cei mai hate-uiți oameni, cei mai mari oameni care au luat hate din Brawl Stars, de, mă rog, de fapt din Supercell, au fost și ei din Brawl Talk. Că cei care lucrează în spatele lor, nu le știi numele, nu știi cum arată, nu știi nimic despre ei. Ryan, Frank, Dani și Paula, ăștia sunt, ești nebun, ăștia sunt. Da-ți ready. Eu te-l pus la canal, abone, 1000 de trofee, pleacă-mă de aici. Deci cine nu are Nani, vă rog să părăsească sala. Am zis. Star Power-ul 2, dați ready. Mapa e 5v5, e bună. Nebunilor, am verificat-o și eu. Ai băgat 200 de lei pe Brawl Stars vreodată? Alex, deodată nu. Am băgat 150 cel mai mult la o ofertă. Care s-a meritat. De ce mi-ai dat timeout? Nu ți-am dat timeout, what? Ce timeout? Bun, hai să vedem. Când era Raiden, cum îmi pică mai mulți brawleri. De când nu mai era Raiden, nu mai pică niciun brawler. Bro, Alexandru, nu-i de la treaba asta, adică cu... Nu are legătură cu Raiden sau ceva. Hai că plec în acțiune, să mă poziți, ok? Plec în acțiune, boys. Hai. Îi dăm lui Denis? Bine, bingo. Mica, dacă dau lui Shadow hit. Mamă, vine ăla pe noi. S-a terminat. Stai pe urmă să-ți dau și eu niște hituri. Gata. Hai că am plecat și eu, boys. Am plecat și eu. Mamă, hai că mă duc pe Marcel. I-am dat lui Marcel. Mamă, era să mă urâți. Nebunilor care sunteți voi nebuni. Aoleu, bă, Denis, nu mai zi mai așa de Paula. Nu-i frumos. Vorbește frumos. Nebunule. Îmi plăcea mai mult când era Ryan la Supercell. Mihai, se schimbă vremurile. Așa cum se schimbă și președinții sau alte lucruri, așa se schimbă și ei, na. Mamă, și am gadget-ul activat și dau lui Marius fatala. Deci e super low Marius acum. Deci pot să garantez că Marius acum e super low. Hai că are 8 HP Ion.
Ce voce sexy ai, hai că... Hai că... Da! Săraca Paula, o să ne vorbească despre o... Da... Salut! Pascui! Știi și tu? Nu te-ai uitat la credite niciodată acolo, sunt toți muncitorii care lucrează la compania Supercell? Ah, dar nu contează, mă, nu zic neapărat după nume Florin, așa după aspect fizic, după față, după corp, după toate nebunile, așa, na, te iei de ei, dar așa, na, de Ryan Salonii că avea, la dinții strâmbi, de Frank se lua lumea că era gras, de Dani se lua lumea că avea plete, fiecare avea în ghilimele câte un defect, nu pot să fiu omul perfect, mă, dacă mă înțelegeți voi pe mine. Ce am ratat multe, am opănit cu PES, dă mesaje în privat pe Insta. Ai ratat multe, bro. Hai să jucăm cu Byron. Asta e codul. Dacă nu aveți Byron, vă rog să ieșiți. Colet, cum ești pe Instagram? Vă dau acum link de la Instagram-ul meu. Cine vrea să-mi dea aici un follow și după live vă dau follow back. Ați văzut că și eram am dat follow back după live. Cei care au primit follow mi-au și mulțumit în privat, am văzut. Asta e Instagram-ul meu, dați-mi mesaj pe Instagram și follow. Primii 5 sau poate 10 care îmi vor da follow, follow back după live. Dați ready cu Byron. Da, v-am zis, primii 10 vă dau follow după live. Dar și ce poze are Paula pe Insta? Nu știu, Cosmin, că nu m-am interesat și nici nu-mi pasă. Cine n-a dat ready? Denis și cu Alex. Bine, faci live cu Brawl Talk? Nu, mâine o să fiu plecat, din păcate. Avem skin-ul penit ales de comunitate în update? Octavian? Nu pot să răspund asta. Adică, chiar dacă zic da sau nu, oricum nu are vreo logică că nu lucrez la Supercell ca să știu. Hai să vedem. Apucă-te de Clash Mini când se bagă? No, e... E porcărie, mă, nu e cine știe ce joc, veri, adică, nu. Oricum, mai mult ca sigur o să-l văd la Madalin, dar nu. Hai să ne facem viața. Salut, Florin. Nu cred că se merită. A venit Brawl Talk-ul, l-ai văzut? Am văzut. Cum să nu văd eu? Salut, Mihai. Ca să-i dăm lui Ion. Salut, sunt Mihai, Simon. Salut, Mihai. Bun. Și-au plâns în ghilimele că pleacă Ryan, dar când i-a schimbat. Păi ăștia de la Clash n-a mai zis nimeni nimic. Da, mă, dar am mai cunoscut și oricum Clash nu mai așa cunoscut, gen. S-a cam demodat, dacă știi ce zic. Mersi de abonare, Florin. Salut, Daniel. Să bage skin cu Byron, de unde știți? A campionat că a făcut Roza. Nu cred că o să bage skin cum a făcut și cu Roza. Oh, salut, Daniel, salut. Devenim cu acea Marcel. Eu eram Master 1 pe Clash. Mamă, de când nu am mai jucat. Bine, m-am mai jucat așa din când în când, dar foarte rar. Bă, n-am văzut că îmi dădeam ultimata sau gadget-ul. Doamne. Mersi de abonare, Lili Piele. Hai cu 500 de like-uri, boys. Hai să facem și noi acolo 500 de like-uri. Bun. Mersi mult, Kitty, de a subscribe. Kitty. M-a abonat și n-a apărut. Ba da, Lili, a apărut mai devreme. Hai să facem room nou. Vă aștept în room. 5 vs 5, cu ce să jucăm noi? Mai întâi să ne alegem. Mersi de abonare, Red. Cu ce ne-am jucat noi? Piper, am jucat Bea. Hai cu Daryl, așa la troll. Asta e codul. Să-l obroc când apare Brawl Talk-ul mâine la 7. S-au băgat leak-uri pe YouTube.
Nu am văzut. Și nu cred. Mersi de abonare, Georgiana. Minus 12 cactus, ok. Oh, mersi, dracu, și de subscribe, te pup. Hai, mă, să vedem ce facem cu... cu Daryl. Troll sau nu? Trebuie să fie troll, de la mare, rău de tot. Kick la canal abone, că au jucat de 4 ori. Ok, o să-i dau kick după aceea. Uite, la skin-ul pe lui din PES. O ce și mâine la campionatul aniversar? Da, da. Nu cred că se merită să fac video. Că, na, nu se merită că... Nu e cine știe ce campionat. Hai să mergem pe ei. Sau să așteptăm noi. Ia, Marius, vină cu ace dacă... Dacă te ține, vină, Marius. Hai. Mersi mult de abonare. Canal închis. Brawl Talk-ul durează 6 minute. Da, Luca. Hai pe ei. Dai pe Marius. Mersi de abonare, Robert. Bun. Dai mă pe Ionuț. Că nu era cu noi în echipă. Ok. Și cine mai era pe acolo? Salut TikTok-uri la minut. Hai pe ei. Poate bagă iar Star Park? No, nu cred. Nici ori n-au trecut și au deja 66.000 de like-uri. Dar și ei mereu, mă, încă nu v-ați obișnuit. Și n-au mai crescut și ei în comunitate. E logic. Salut Andrei Radu. Hai pe el, hai pe el, hai pe el. Nu! A dat pe mine, Marcel. Hai să vedem cine va câștiga. Salut, Laurențiu Dumitru. Logic, au 10.1 milioane. Păi da. Păi da, nu. Cel de echipa voastră, Marcel, nu era? Ce bulangiu și după se spinuia. Hai să vedem. 4 minute Star Park și de 1 minute update-ul, să sperăm că nu. Aoleu, Ionuț. Sper că nu. Salut, Andrei Prunaru. Bun, hai să luăm. Hai cu Pem. Oricum o să fie cam greu, dar hai să luăm cu toții Pem. Forum și cu Marcel am mai jucat. Cine a spus că am mai jucat de multe ori? Cam așa, ăsta e codul. Vă aștept, Rom. Mersi mult de abonare, Robin. Bun. Hai să vedem, oricum trebuie să luăm Star Power-ul 2 ca să nu... Ba, nu, mai bine luăm Star Power-ul 1. Băi! O, băi, salut, Daniel! Hai să-l dăm pe bă, Daniel puțin mai tare. Bun, dați ready. Ce părere ai, mă, Daniel, de thumbnail-ul ăsta de la Brawl Talk? Cam fake. Mami, mi se pare interesant, dar e cam ciudat oul ăla. Că eu nu am observat oul ăla, dar au zis băieții de pe chat că deja au zis băieții că va lua Paul la o mână. 3.5 ora. Da, da, au zis băieții că va lua Paul la o mână. Și e cam... Ce? Păi, brawlerul aruncă cu o, n-ai văzut că are o în mână? Așa. Și băieții de pe chat au zis că Paula o să iau ouăle în gură de lapte din ăla care aruncă. Bă, frate, deci în 3 minute la mine a început să plouă cu grindină, sparge tot. Cu grindină? Gen, cu gheață, cu nu știu da, ce. Da, 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 știu. Întrebam... Bă, deci în 3 minute, în 5 minute a început, băi, deci era soare, s-a făcut cerul negru, boam. La noi e super cald. E super, mamă, super frate, dacă ai vedea ce e la mine... Nu mai spama, Denis. E Daniel 55? E Daniel fake 55, boys.
Bă, ce mișto este, îmi bag piciorul. Ce, că Taci. plouă cu grindină? Nu. Ah! Vorbești de thumbnail. Taci. Da. Mai puțin până la 26K. Nu l-am omorât degeaba. Ți-am zis, mă, Marius, să nu-i mai omori. Stai că mi s-a Dar blocat eu stă melodia. la munte de aia și plângeți chat. Plângeți, mă! Bine, nu e chiar foarte munte, dar e așa mai aproape de munte, putem spune. Bă, eu văd muntele aproape, Da, gen, nu știu. știu câțiva kilometri. Mamă, bă, frate, dar nu se mai... Bă, începe din ce în ce mai tare. Lol. Ia zi, Daniel, nu faci tu un live? Bă, aș face. Da. Bă, mă omorâți! V-ați luat damage-ul la turetă, futu-vă în gură. Când vine Brawl Talk? Peste 20 și ceva de ore, parcă. 25 de ore. Eu plâng. Nu 25, nu 25, nu 28, parcă. Nu, 28, ce ai? Așa am văzut. Nu, ia uite din nou. Brawl Stars. Mamă, chiar că am lag acum, băieți. Wow. N-am ultimata. 26 de ore, pardon, 26 de ore. Da, că am fost 27 la început. Mamă, am Eu lag. când m-am uitat era 29 și parcă m-am uitat acum o oră în urmă. Mamă, ce repede trece timpul. Mă. Și? Da, Și n-am cum. Galactic pierde! N-aveam cum, mă, e greu, e greu, e greu, e greu, e greu. Bun, hai să luăm ultimul brawler. Ultimul brawler care este 8-bit. Unde e bitul? Bitul 8-bit e mai sus. Aici. Tras pe stânga să selectăm skin-ul. Băi, am cumpărat skin-ul și nici nu l-aveam selectat și l-am cumpărat de o săptămână. What the fuck? Ok, hai să jucăm cu bit. Deci nu faci live, Daniel? Ce? Nu, începi și tu un live? Ba, ar trebui să fac. Mamă, ce mi-au dat băieții link-uri pe Discord, link-uri, imagini, poze, videoclipuri de la Brawler. Bă, dar nu v-am rugat, mă, să-mi dați, că oricum nu le arăt pe live. Și oricum, sunt fake-uri astea ce-mi dați voi mie Mamă, ce aici. fulgerat. Dacă o să se audă sunete ciudate pe fundal, e cât una afară. Nu, nu se aude. N-o problemă, o să... Wow. Salut, David. Mamă, cu aia tremură biroul, Hai doamne. că tremură birou. Hai că mă duc să deschid geamul. E data viitoare să vedem. Mă, nu mă omorâți! Doamne, erau să mă omoară nebunii. 6 minute jumate? Da, mă, da, boys. 6 minute și jumătate. Dacă o să se audă, aia. Rare și capul. Nu-i problemă. E Nu-i mama problemă. natură. Păi da. Să știi. Ia foc PC-ul Daniel. Nu ia foc, Hai mă. că ia foc dacă e. Ia vino cu ace Marius. Dacă ai cerut un V1, vino cu ace jos. Auzi un ecou de la mine? Nu. Bine, bine. Momentan. Bă, mă boare și cu... Trece mai în spate. Poate juca și abonații. Tudor, păi acum mă joc cu abonații. Și... Atenție, o să tună. Ia. Ia că-l dau la maxim pe Danel. Atunat? Da. N-am auzit. A fost mai încet, da. Și eu. Mamă, stai că îmi pun aici A turetam. fost mai încet, dar mai lung. Mamă, dar am văzut gen, m-am uitat pe cer, eram la mare, bă, am văzut, s-a dus în 10 părți, știi că așa tunetul când vine, cum se Da. despică, știi? Fulgerul. Fulgerul, pardon, pardon. Bă, dacă îi făceam o poză, să mor de nu Știi câte ăsta. like-uri prin pozele alea, mă? Dar n-ai cum să știi, adică trebuie să, ori să filmezi, că n-ai cum să faci poză fix atunci, că are un mic delay. Oaie. Are un mic delay aparatul de fotografiat și el nu ține decât o secundă, o milisecundă fulgerul. Și O nu... secundă cu ei, nici o secundă nu Pe ține. asta zic, n-ai cum să-i faci poză, ori filmezi în continuu, sau... Da, Na. când filmezi nu e aceeași calitate. Da, știu că nu e aceeași. Trebuie să pui una, trebuie să ai una care face fotografii în continuu, știi? Trebuie să facă 20.000 de poze în continuu. Câte, mă? 20.000. Du-te, mă, că l-am ocupat tot spațiul. Păi, dar nu de pe telefon, mă, dobitocule. Știu, mă, de pe aparat de la de fotografiat. Dar totuși... Cât are o poză? 20 de mega. Depinde. Dacă e din aia 8K, Aia, nu-mi faci ia. tu 8K. 8K image. Bă, Denis, de ce dai după mine? Uite-te Discord.
Iar mi-ai trimis mă link-uri de alea paranormale, Octaviane. Hai că... Deci mi-a trimis Denis o poză cu Lu și cu căpățâna lui Bit peste și zice că ăla e un brawler. Mersi, mersi de poză. Sigur ăla va fi brawler, boys. Mamă, ești prost. Luați tara, luați tara, 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 tara. Dați ready. Când mă ții live-ul, nu știu că pe la un 5 și jumate eu trebuie să plec, că v-am zis că mă întorc duminica acasă. Pleacă și la care și... E bun, ole! Și cred că îl mai țin puțin, boys, că după să mă pregătesc și o să-mi fac un bagaj. Uite, de la mine pe server. Deci, o imagine 4K are 25 de mega. 25, adică 100 de mega, 4 poze. O imagine, nu... E sigur că Brawl Talk-ul e mâine, nu mă dificult, nu e mâine, nu e bine. E peste o săptămână. Să nu intri mâine. Băi, ești prost. Hai cu Piper, am jucat cu Piper, jucăm cu Tara. De ce nu face Daniel live? Nu știu, ia mi se facă, dar dacă e prost. Îl și ajutam. Adică prost, bă, fătută Ingrid. Ți-am zis că te și ajutam, dar dacă ești prost. Cu ce să mă ajuți? Cu... Era să zic cu ce, dar... Cu aia am venit la 3. De ce te abonele, Tudor? Păi și e 4! Eu am venit că la... Că am mâncat. Așa și... De aia ți-am răspuns atât de greu pe Discord, că m-am ridicat de la masă. Așa și deschide OBS și dă-i drumul, că... Păi dar n-am tamnei. Toamne... Măi, e... Toamne, ferește, mă! Păi na! Toamne, ce pro... No, că e cam pe minus, Daniel. Hai, dați ready! Dați ready, okay. Boys. Ce ai zis? Tot eu. Nu, mamă. Poți juca și abonații? Păi ți-am mai zis, Tudor. Mă joc cu abonații acum. Daniel e putoare? Păi știu, mă, Octavian. Vezi, nici nu merită să-l mai ajungi, să-l mai ajuți pe nesimțit. Și abonații zic, ce putere, Daniel? Așa, așa. Hashtag Daniel 50 începutoare în chat. Deci vreau să văd un mare spam în chat cu hashtag Daniel 50 începutoare. Asta vreau să văd în chat, boys. Scrieți asta, măcar să dați la mine un subscribe. Cine scrie? A. Păi nu șterge mesajul lui Daniel. Așa, Dani, așa. A spamat mai mult de 3 ori? I-am dat aia, mă, că a spamat mai mult de 3 ori. Am zis, n-am zis. Hashtag, așa, Dani. Hashtag Daniel 50 în ce plod. S-a dus și Alberto. Ia uite și pe Cosmin. Bă, chat, sunteți în stare să-mi faceți chat-ul portocaliu? Full. Full portocaliu, sunteți în stare? Citește rare mai sus, ce ai zis, Cristi? La mine a început să tune, la mine e soare, n-ai. N-ai să vezi tunet astăzi. Na, București e pe altă planetă, nu știu cum să vă zic. Da, e pe cealaltă parte a lumii. Bă, da, acum fără miște, eu când veneam de la școală, de exemplu, nu vedeam munții. Că se vedea că plouă, știi? El când a venit de la școală a dat cu capul de geam și s-a lovit, de-aia nu face live. Bă, uite-l pe ăsta cu Shelly! Coaie de unde a apărut și ăsta? Doamne, bă, vei! Doamne, ce handicapat ești! Îl faci alb, nu portocaliu, ce? Da, i-a dat brain damage, e clar. Bun, ultimul round, boys. Hai să luăm Max. Sau ce brawler putem să mai luăm noi? Hai să luăm Sprout. E cam greu cu Sprout, dar încercăm. Eu nu am Discord, nu pot participa. La ce să particip, Narcis? De ce te-ai pus pe default? Daniel? Da? De ce te-ai pus mai devreme pe default? Am ascultat ceva. Mă o dublu acum. Hai, ok, dați ready. Acum? Acum nu. Ai cu 26.000? Ăsta e Brawl Pass pentru sezon, da, pentru sezon și pentru încă un brawler nou. Ia, să-mi zici cum dacă acum te auzi mai prost sau mai bine sau mai... Ia. Nu, hai că mă aud bine acum. Uite, bă, de privat, ți-am răspuns, Marius, în... Fumă de copil, ți-am zis că nu-ți dau moderatorul, pentru că ieri ai făcut ce ai făcut la rumuri. Ți-am zis, nu-ți mai dau moderatorul. Ți-am promis că-ți dau moderatorul până la... Brawl Talk, dar ți-am zis că nu ți-l mai dau. Nu că n-ai fost activ. Live? Vreți să fac live, copilaș? Nu, mă, eu ți-am zis să nu faci live mai devreme. Bă, frate, dacă te...
Ți-am zis că m-am reinstalat Windows, nu? Așa. Ia vezi, mai plouă afară? Da, păi am ce-am deschis. Dar nu știu cum naiba, de nu auzi sunetul. Nu, nu se aude deloc. Black Viper a jucat de 5 ori? Cine a mai jucat din room? În afară de Black Viper, Ion? Sau cine a mai jucat, băiți? Bă, dar sincer și eu aș vrea să fac un live. Marcel, parcă. Știi de ce, nu? A, și pui titlul de aia, nu? Na, nu pun aia. Mamă, dar parcă s-are mai mult acum bile la Sprout, sau? Doan. Și el Marius a jucat e, de multe ori. S-are atât din cauza că e apă. Că e pe aia acolo, știi? A, dar nu se duce peste apă? Lol, parcă mai devreme se ducea. Bă, mă omoară ăștia. Easy. Uite-l pe Marcel. Dar vezi ce bine mi se mișcă acum de pe emulator? Da. Știi că și eu aș putea să fac asta acum. Da, și oricum decât să fac de pe telefon și știi și tu e mult mai ușor așa. Am și OBS-ul deschis într-o parte și chat-ul pe telefon, e, easy. Eu fac magie. Tu ți-l bagi undeva. Panici? Nu faci corect? Bă, deci mai nou, când vrei să întrebi pe cineva dacă plânge, nu întrebați plângi, întrebați-l panici. Da, până se prinde ăla de glumă și de tot, mică, plânge. No, dar știi cum era aia cu prast, de pe canalul meu? Mm-hmm. Așa îi devine și cu panici. Hai mă, bătățiu. Eram greșit niște litere. Salut, Mădălina. Ce mă? Nu care, intră o dată pe lână? Păi nu intri odată pe lună, Marius, dar nu-ți dau un moderator momentan. Ce râde, Dani? Nu am voie? Correct. Hai mă, Marius, nu mai sta AFK. L-am bătut, vină cu acea Marcel. Marcel! Bine, mă. Bine, boys. Bă, mă duc să închid geamă, revin. Ok. Bun. Hai acolo cu 500 like-uri, băiți. Să mai jucăm cu un brawler, hai să... Hai să jucăm cu Jesse. Ăsta-i codul, vă ca s-a umplut, dați ready. Marcel, buze senzuale. Opa. Ce aveți, mă, cu Marcel? Mă, dar eu dacă caut Brawl Talk, nu-mi dă... A, ba, da, gata, mi-l dă. Okay. Nici mie nu mi-l dă. Eu am titlul la copy-paste. Da, și nu mi-l dă de acum, vă că mi-l dă. Mi-l dă acum. Păi așa e, că e abia pus. Da, acum îl dau. Mamă, dacă te videoclipuri s-au pus! Bă! Știu, știu. Cu același de nu știu acel... Acum 4 minute, acum 29 de minute, acum 33, acum 42, știu, acum 12, acum 23, știu, acum... Știu, bă! Da. Ăștia profită de... Ia, dar ce conține curiozitate? Aaa, sunt concepte de alea. Deci, știi care e faza? Ei fac episoadele din timp și așteaptă când apare Brawl Talk-ul și cer de scrape. Păi și de unde știu ei că poate în Brawl Talk-ul ăsta, nu știu, punea Club Wars și nu aveau Club Wars pregătit. Ce făceau? Decât copiau titlul și thumbnail-ul? Clickbait. Na. Păi n-ai cum să faci un episod din ăsta în câteva ore. Asta zic. M-am budat, instalat, postat. Dar parcă Nin și-a luat strike, adică postei strike pe așa ceva. A, știi că Nin și-a luat acum, zilele trecute... Al doilea strike, mi-a zis. Da, pe un episod de acum 8 luni, 9 luni. Da, mi-a zis. Am bolangii. Live, please. Dar oricum și pe concept se dă strike. Nu. Ba, Nin a luat pe concept strike. Păi depinde. Nin și-a luat pe concept strike pentru că avea... Avea legătură cu Brawl Talk-ul de la moment. Adică într-un fel a dat predict el? Da, și dacă faci chestia asta, iei strike. Bine, da, dar într-un fel nu prea cum să de predict, că nu lucrează, adică... Na. Da. Îți mulțumește de subscribe, mă, rare și cu Mădălino. Merg gluțurile? Da, nu știi că merg? Știu că merg, dar gen nu-mi plătesc. Mi-a morțit mâna stângă? Nu plătesc, nu știu, nici n-am intrat pe pagina. Ia intră după meciul ăsta pe Luț și uite-te dacă ți-a intrat banii. Mersi, gen dacă îți scrie. Dă-te mă porum din față. Că mie tot îmi apărea, dar nu prea mai am nimic. Și nu aveam de ce să le mai țin dacă nu primeam, știi? Nu, eu le țin acolo, măcar să stea acolo. Cine știe, poate să trezesc într-o zi, adică nu mă deranjează. Oricum, nimeni nu intră pe ce scrie acolo pe link sau pe ceva. Deci, oricum. Nici la Mădălin nu intra nimeni. Aici să știi că nu te pot contrazice. Nici la Mădălin pot să bag mâna în foc că nu intra nimeni.
Dacă la promovare unde zicea Mădălin intrau 40 de persoane, uneori 20. Da, la Luț. Da. Cel mai mult dădeau Luț pentru moderator înainte, acum... Sula. Puuu! M-a omorât. Mersi de abonare rect. S-a programat Brawl Talk-ul? Știu, știu, Antonio. Hai să vedem cine câștigă. Ești proști ăsta de la mine din echipă? A jucat de 5 ori Ion? Ok, hai că după meciul ăsta facem un nou. Ia, să intre la Luțuri și să-mi zici. Hai că intru până să termină meciul. Parcă era cu New Luț acum, nu? New... Da, Zaurin? Nu, gata, am intrat. Gen, a scris de când N și mi-a apărut, știi? Bam, bam, bam. Hai că s-a terminat meciul, până mi se încarcă mie pagina, facem room nou. Okay. Te piși pe pagina lor că abia se încarcă lor. Hai mai să jucăm cu tic, hai cu tic, ăsta e codul. Ok, deci. Înscrie cea displaying now content. Next ad will displaying at 13.21. Ok. Păi și iau de te la venit. Earnings today, 11 iunie, 0 dolari. Da, du-te. Mersi de abonare, Black. Păi în partea dreaptă, sub time. Nu-ți apare nimic? Sub ce? Sub time, partea dreaptă. În dreapta. Mie nu mi-a apărut niciun time. Ah, sub time. GMT 3.0, Vior, ST, Earning, ST. Altceva nu-mi scrie. Eu dau un screenshot. Uite, stai, prin screen, fac la tot ecranul, așa. Ah, mi-am instalat căcatul ăla de aplicație, așa că mă nu pot să fac prin screen. Hai că fac așa. Gata. Ok, that's ready. Ah. That's ready, băieți. Păi știu unde să te duci. A, stai, deci Porumb, Ion, Marius, Rareș, stoi de Rareș, nu știu de ce, de-a ciudat. Ok, ăsta e codul. Mapa? Deci, uite, în partea stângă, da. La a doua, apasă pe a doua. Așa. Da, iunie 11, toată luna iunie 11, lifetime 2021, 0. 11 dolari, ce am făcut în total din anul 2020. Adică pe luna iunie n-ai nimic. Nu, uite, am decât din decembrie 4.9 și din noiembrie 2.6. Păi poți să-l scoți. Dar în rest n-am făcut nimic. Tot anul nimic. Mapa. Corect. Bulangii, bă. Mhm. Dar nici mă, dar nu cred că primește. Păi nici mă nu primește. Am vorbit pe. Da, nimeni o știi. Nu am. De fapt. Eram în foto. Da, dacă caut pe YouTube gen ăsta, Brawl Talk-ul, și dau la imaginea ta altă, apare mai mare, gen apare foarte mic thumbnail-ul lor. Ce-l dau eu mai mare? Mamă, bă! Uite cum arată conceptul ăsta, Daniel. Zici tu că nu arată, zici că e real. Nu știu. Îl știi? Da. Bă, dar arată... Mamă... Cu dinozaurul ăla, cu New Season, e făcut perfect, gen același font, aceeași textură cum pune Brawl Stars în colț, ăla. Cum se scrie în engleză iunie? June sau junie? June. July se scrie J-U-L-Y. Da. Nu, decât June. Mamă, ce cutic, boys. Deci te-l dau? Mhm. Adică, ia să-l descarc. Mie cum mi-apare asta descarcat dacă-l descarc. Save images pe desktop. Dar știi cum să-l salvezi, nu? Îi dai open to original. Ia și dacă ți-l încarc eu ție, ăsta pe care l-am descărcat. E diferit. Păi uite, vezi. Da, așa mi-apar la toate. Și la asta original și, dar nu știu de ce. Eu îl primesc. A, nu, tu vorbesc așa pe YouTube, ca la altele mergea. Știu, păi în trecut mergea, da. Da, o schimbat ei pot să facă treaba asta, să schimbe miniatura pentru noi, de pe așa? Păi o fac ei mai mică. A, da, noi vedem bine pe YouTube cum ar fi. Da. Gen, în loc să o fac cu 1080p, o fac 720p, așa cum face și Mădă. Mădă nu face tanul 1080p. Da, știu că am vrut și să mai descarc de la el. Dau dislike că mă bat 4 pe 1. Ia, acum încarc asta lui Daniel.
Se vede că am încărcat-o bine? Da, uite. Vezi că e mai mare. Mhm. Ei, nu știu cum are, cum parcă pixelat sau mi se pare bine. Ia. Mi-a făcut monitorul? Bă, față de a ta, da. Sau? Parcă acolo la valuri pare puțin ciudat, sau nu știu cum. Da. Aia mă uitam și eu. Nu știu. Ok. Știi ceva? Dă-l în puiul. Bun. Hai să vedem ultimul room, boys. Easy shotron. Ultimul room cu Bo. Ăsta e codul, cine vrea să mă intre, vă aștept. Discord, ok, Octavian. Ia zi, bă, ce-am făcut ieri? Păi nu mai știu, Marius, ai făcut rol la room-uri, ai pui pe chat, ai scris nu știu ce căcat, nu mai țin minte. Care Marius, mă? A, cel Marius. Da. Marius, tu erai ăla din Moldova? Nu cred că e din Moldova. Da, nu știu. Aveam eu un pleb. Dau dislike, mă, pa 4v1. Da, bă. Uite, bă, că le știu. Da-ți ready. 500 like-uri, bine, mă, boys. Oricum, ăsta e ultimul room. Eu sunt din Moldova și Dan e din Moldova. Bă. Da, nu mai este. Dar oricum, pe live-ul meu foarte mult zic că-s din Moldova, dar în total, pe canal, am decât 3% din Moldova, nu știu cum. Pentru că ai episoadele alea populare. Da, înseamnă că ăla nu se uită din Moldova. Da. Că foarte mult zic că-s din Moldova, dar la statistici și pe ultima lună, tot nu văd diferență. Rareș demi ad. Ești drogil. Ăla ai pe OnlyFans. Da, vii, nu, că gen, tu ai membru VIP, decât la membru Magic Dawad. Sorry. Uite-te Discord. Ce mi-a trimis Octaviane? Da, am văzut, mi-a trimis. Uite-te la lopata aia, skin pe Mortis. Nu are legătura lopata cu skin nou pe Mortis. Mamă, iar însă cadează. Uite, no, vezi cum se vede acum? Da. Dar nu știu da. De ce, deci așa a făcut și el, după 2 ore de live, dar fix după 2 ore, face așa. Și CPU e 47%, block sex-ul consumă decât 17%, nu știu de ce. Scuze, Denis, am dat alt tab și am apăsat click, din greșeală, scuze. Ce prem? Mamă, ce lag. Ori se încălzește procesorul tău. Da, vezi? Că, deci, tot live-ul 2 ore n-a avut nimic. Uite, acum merge mai bine. Poate o fi de la emulator, mă știi cine sunt? Probabil. Viața reală, da. Îl știi în viața reală? Da. Să mor tu! Mhm. Și câți ani are? Aole, e mic. A fost dar e bolnaviu. E cumva la care s-a lovit la o... No. Mamă, ce lag. Pua, nu știu cum îi bate băieți. Full auto aim. Ma! M-am dus. Mersi de abonare, Anca Simon. Păi da, mă, boys, cam ăsta a fost și cu live-ul de astăzi. Nu uitați să activați clopoțelul, mâine o să vină un episod super, super mișto alături de Daniel 55. Eu v-am pupat, nu uitați să activați clopoțelul. Mâine nu cred că o să fac live și nici duminică. Adică duminică cred că o să vin mai pe seară. Deci luni, 100% live nou în forță. Mâine o să vedeți Brawl Talk-ul. Vă pup și ne vedem data viitoare. Mulțumesc mult de tot pentru subscriberi, like-uri și pentru membru Adrian. Vă pup, băiți. Ciao. Ciao.